Cum ne ajută și de ce avem senzația câteodată că ne încurcă? Înainte nu ne încurcă niciodată. Chiar dacă câteodată doare al mai mult. Este că coloana asta este mai mare sau mai mică în funcție de cât mai e de nu știu ce înseamnă coloană. Pe mine mă interesa sufletul. Mă rog, la momentul respectiv n-a arătat foarte bine. Și atunci am încercat să studiez sufletul. N-a franțeles ce a vrut să spună Aristotel cu sufletul. Pentru că nu se potriva cu ceea ce simțeam eu. Nu știu, poate că din cauza traducerii, poate că... Și atunci am început să studiez sufletul. Și de ce e atât de important sufletul. Atunci am început să văd că sunt oameni care au un suflet mai mic. Oameni care au un suflet mai mare. Sunt oameni care au sufletele rupte și suferă. Sunt oameni care au suflete lipsă. Sunt oameni care își cresc sufletul și oameni care îl scapă. Am observat că oamenii care au sufletul mai mare pot să determine lucruri și au calități. Că oamenii care au sufletul mai mic sunt fie mai mici, așa ca entități spirituale, fie sunt mai răuți, dar că sufletul este același. Am văzut că suflet au și animalele. Și că în funcție de cât suflet au și ele sunt mai bune sau mai puțin bune. Că în măsură ce le scade se îmbolnăvesc. Și când nu mai au deloc mor. Am observat ce se întâmplă cu sufletele după ce moare omul. Am văzut oameni care și-au vândut suflet. Oameni care îi ajutau pe alții să le câștige. Am văzut o întreagă poveste relativă la suflet. Mai întâi de toate vreau să facem o diferență foarte clară și care nu se face. Deci, aici intru în contradicție cu dogma bisericii, dar
aveți capete pe urme, deci puteți să gândiți și să căutați și voi. Și anume, sufletul nu este același cu spiritul. Noi venim de undeva, în momentul în care naștem, căpătăm de la Dumnezeu sufletul în dar, sufletul fiind darul vieții. Căpătăm în dar acest suflet, deci viață. Ne naștem și în funcție de ceea ce facem, sufletul nostru crește sau scade. Problema nu este de păcat și eu nu fac apologia păcatului sau... Problema este de... de fapt de gestionare. A energiei este a sufletești. Pentru că... am văzut că sufletul ăsta este, de fapt, partea de Dumnezeu din noi. Și să vedeți că toți marii maestri vorbesc despre suflet ca despre scânteia vieții. Vorbesc despre faptul că atâta timp prin intermediul sufletului ai acces la cunoașterea universală. Că folosim sufletul, înveți, de fapt, să faci diferența între bine și rău. Că având un răspuns, prin intermediul sufletului, îți dai seama dacă este adevărat, dacă este real. Am văzut manipularea sufletului. Am trăit-o. Am văzut ce înseamnă să-ți pierzi sufletul. Și ce înseamnă să-l recâștigi. Am văzut ce înseamnă să... îți bați să le câștigi ca la altora. O să fie. Pentru că tot ce pot să vă spun este că esența vieții pe pământ e sufletul. La orice nivel. La orice entitate care are sânge cald. Nu vreau să vă dezamăgesc, dar nu suntem diferiți de animale. Și animalele au suflet. Ceea ce diferă față de oameni este conștiința. Dar în rest, animalele au spirit, trup, suflet. Oamenii au spirit, trup, suflet. Și au și o conștiință. Așa că singura diferență între noi și animale este conștiință. Și conștiința asta, să știți că nu vine de la sine sau prin gen. Ea vine prin? Înger. Poftim? Prin înger. Prin educație. Nu prin înger, ci prin educație. De ce? Că e foarte simplu. Mai țineți minte cazul de oameni care au fost crescuți de lupi? Da. Bun. Asta nu înseamnă că nu aveau trup, nu aveau suflet și nu aveau spirit. Dar ei au fost educați de lupi. Și trăiau precum lupi. Asta înseamnă că nu aveau înger păzitor? Ba da. Dar cred că a fost ceva lăsat așa și pentru noi să înțelegem că cât de importantă este educația. Că indiferent de gena pe care o ai și indiferent cât geniu există în gena ta, dacă nu ai parte de educație, o să urli ca lup. Și atunci, în evoluția asta noastră, e foarte importantă educația. Educația conștiință. Toți avem un suflet. Și paradoxal, dar sufletul ăsta al nostru, al fiecăruia, face parte dintr-un suflet mai mare, care este din Dumnezeu. Și atunci, sufletul este
unul din punctele de legătură dintre noi, dintre toți. Dintre toți, undeva de viețuitoare, suntem capul, numai dintre noi și oameni. Mi-am să aminte că ies de pe... Și atunci, vreau să spun că fiecare individ este la fel de important ca noi înșine. Tocmai pentru că fiecare individ din noi este o formă de manifestare a Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că fiecare are suflet, parte de Dumnezeu din el. Și atunci, tratarea fiecărui om se rezumă la a-L trata ca și cum ar fi Dumnezeu, manifestarea Lui Dumnezeu. Bun. Asta nu înseamnă că nu poți să-L cerți. Dacă consider că merită. Asta nu înseamnă că nu vrei să-L iubești. Să știți că cercetarea nu exclude iubirea. Eu zic că te ceri de cineva dacă te iubești. Dacă nu te iubești, ești indiferent. Se spune că Dumnezeu îi ceartă pe cei pe care îi iubești. Deci Dumnezeu îi iubește pe toți la fel. Pentru că altfel n-ar fi pus în fiecare din noi, din El însuși. Apropo de suflet. Sufletul este darul divin al vieții. Sufletul este promisiunea noastră de schimbare. Știți că fiecare om când vine pe pământ poate să fie cel mai rău spirit. Îi spune Dumnezeu, Doamne, mă duc pe pământ și să vezi ce o să fac eu și cât de bun o să mă întorc și cât o să mă schimb și evident vine pe pământ și uită. Pentru că toți suntem dotați cu uitare. De ce suntem dotați cu uitare? Tocmai pentru că fiecare viață îți aduce ceva nou. Fiecare viață te ajută să redescoperi lucruri pe care poate că altfel le fi uitat. Te naști, ai uitat tot ce ai făcut în alte vieți, e viața de la început, cu o altă educație, pentru că altfel este educația de acum, altfel era educația din secolul 17 și altfel era pe vremea lui Iisus. Și atunci, de fapt, ți se oferă posibilitatea să revezi viața prin prisma cunoașterii sociale din momentul în care te naști. De fapt, nu faci altceva decât să te upgradezi. Tu ai rămas cu cunoașterea și cu educația de la nivelul respectiv. De asta nu prea cred eu în înțelepciunea absolută a Sfinților, pentru că upgradarea se face aici, în plan terestru. Se poate face și dincolo, dar mai greu. Și atunci, eu cred în experiment. Cred că viața este un minunat atât. Viața e un dar atât de minunat, încât îți permite să accesi informații și zone ale spiriturile, lumii spirituale, care n-ai avea cum altfel. Primim sufletul. Să știți că prin sufletul se primește prin una, a treia parte. Spiritul există în mama? Până în una, a treia? Da. Toate ce există șarpele, cunda, inii, spermatozoidul, toate ce există ovul, există embrionul, deja spiritul e acolo. Sinele omului. Ceea ce primește el prin anul, prin luna a patra, este sufletul. Bun. Când primește conștiință? Nu, deja are toate chakrele la luna noua, deja le are toate, toți centrele. Deci are deja o conștiință minimă. Unul dintre momente, în cazul nostru al ortodoxului, este la botez. Se primește înger pozitor. Da. Și în funcție de ceea ce vrea Dumnezeu de la omul respectiv, sau de ceea ce a făcut omul, în alte vieți, îngerul ăsta este mai mic sau mai mare. Să vorbim un pic despre dimensiunea sufletului.
Eu sunt mai mult om de știință. Așa că dacă ați venit să aflați așa o metaforă despre suflet, aveți neșansă să descoperiți că pe mine m-a interesat dimensiuni, centimetri, gramaje. Eu sunt, am făcut construcții inițial, să știți, și n-am, așa am mintea structurată. Ce anume ca un om să facă, face să aibă un suflet mai mic sau mai mare? Asta este în funcție de ceea ce a făcut el altădată. Adică un om care a făcut bine, va avea un suflet mare. În funcție de dacă un om care a făcut rău, i s-a dat darul vieții, de atât cât este necesar să supraviețuiască, să-i susțină structurile. Da? Bun, și atunci o să facem diferență, că sufletul este format din o parte care ne susține structurile, indiferent că e vorba de structurile fizice, indiferent că e vorba de structurile psihice, primare, indiferent că este vorba de structuri, mă refer, energetice, și o parte care corespunde inteligenței și drepturilor divine. Deci un suflet mic, ce va avea lipsa? Deci potențiale divine și inteligența emoțională. Și uite cum arată, de fapt, autiștii, da? Autiștii au un suflet mic și au lipsă potențiale divine, adică drepturile divine, și inteligența emoțională. Un om care a lucrat pentru Dumnezeu și a făcut bine, fiți atenți, a lucrat pentru Dumnezeu înseamnă că a făcut bine semeilor. Să nu crezi că el a fost salahort pe tablaua lui șef. Nu. El a făcut bine oamenilor. Făcând bine oamenilor, automat a primit în dar dreptul. Dreptul ăsta se manifestă prin dimensiunea semenilor. Și așa vezi copii care au un suflet, că sunt tot numai suflet, și sunt copii care, mă rog, sunt mai negri și au așa. Acolo o porțiune de lumină. Eu nu fac diferență între ei. Adică, am cunoscut și copii răuți care mie îmi plac. Era o fetiță care a zis numai că s-a la 7 ani când se duce la bale și se duce la arte marțiale și când s-a dus să vadă deja la bale, s-a ajuns și avea deja 2 ani de arte marțiale și concursuri și așa era fondul ei. Așa că mie ăștia îmi sunt dragi, nu pot să... Singură? De singură la școală, zicea, mă duc la balet. Și s-a și mai greu să vadă vreo 2 ani la balet. Și a găsit-o în kimono, cu centură nu știu de care. A tatunat ea, a văzut că băieții nu sunt de acord să facă arte marțiale și a zis că se duce la balet și s-a dus. Bun. Asta face diferența, da? Diferența de... Toți când ne naștem avem niște drepturi și niște potențiale. În funcție de ceea ce am făcut altădată și ceea ce am făcut pentru semeni, avem mai mult sau mai puțin drepturi divine. Drepturile astea divine se manifestă în orice. Corespund cerului din care te naști, corespund bunătății tale. Poți să fii bun și să nu fii dintr-un cer mare și să ai un suflet mare. Poți să fii venit din cer mare, dar, mă rog, cu necesitate și atunci cu un suflet de anumită dimensiune. Fiecare primește, până la urmă, ce merită. Dar Dumnezeu, păi, e treaba lui și vorba aia. Stai dreptului. Poate să pună în tine mai mult. Adică chiar dacă să zicem nu meriți, Dumnezeu poate să-ți dea mai mult, pentru că El care le știe și le vede pe toate, mizează pe tine. Și atunci îți dă niște potențiale pe care tu poți să le folosești în sens bun. Inteligența asta emoțională te îndreaptă către lucrurile adevărate. Știți oamenii care știu că adevărul e adevărat fără să le explice nimeni, doar pentru că știu și simt. Nu trebuie să le spui de 1000 de ori, zice, da, nu înțeleg, știu. Nu au tot filtrul de rațiune în care se treacă ca să înțeleagă omul. Și
ei pur și simplu sunt și trăiesc prin intermediul sufletului, pentru că au învățat să-și folosească sufletul întotdeauna. În general, oamenii care au învățat să-și folosească sufletul în alte vieți, în viața asta se nasc având sufletul unit cu conștiința. Și conștiința se construiește de la nivelul sufletului. Spre deosebire de vremea mea, când exista un anumit tip de aparat de gândire, adică se dezvolta foarte mult conștiința și rațiunea, și de-abia se unea cu sufletul, pentru că erau negate valențele sufletului. În ziua de astăzi, copiii care se nasc și care se nasc din ceruri mari, se nasc deja treci, ca să zic așa. Sinele lor este deja creat. Și unul cu sufletul. Fiind unit cu sufletul, la ei înțelepciunea se dezvoltă direct în consens cu inteligența emoțională. Vorbesc din străină? Nu. Mă rog. Adică, ei sunt un pic alt. Sunt emoționali, sunt altfel decât eram noi, poate mai neascultători, poate mai mult mai energici. Nu sunt, nu au ADHD. Asta când medicina nu înțelege un lucru, îl clasifică. Îi găsește o boală. Nu, pur și simplu. Având sinele ăsta unit direct cu sufletul, evident că au energie mult mai multă. Sunt ca Duracell-ul. Asta e tot. Pentru început au așa o întârziere, pentru că e ca un motor care se pornește mai greu. Dar în timp, ei trec peste ceilalți. Se dezvoltă deja între gândirea în cadrul inteligenței emoționale, ei de fapt ajung să fie uniți înainte să ajungă la școală. Din păcate, nu avem oameni formați pentru nicio. Eu studiez, mă uit, dar știți cum mă uit. Ca la Pantera Neagră, dincolo de grilaj, da? Nu știu ce se poate face cu ei, pentru că nu am cunoașterea necesară. Sufletul ăsta determină tot. Și tot ce-ți dorești de la nivel de suflet devine la un moment dat manifest. Nu știu dacă ați observat treaba asta. Când îți dorești cu totul și din suflet un lucru, ăla se manifestă. De ce? Pentru că, de fapt, reprezintă voința divină. Tocmai de asta, cele mai urâte manipulări și cele mai multe forme de magie se fac la nivel de suflet. Și, mă rog, asta e păcatul cel mai mare. Dar asta e realitatea. Pentru că sufletul, de fapt, are o caracteristică foarte importantă. El face ca orice lucru implementat la nivelul lui, orice program, orice dorință, orice voință, să devină manifest în planul fizic. De asta orice crezi că se va întâmpla în sufletul tău, are marea șansă să se realizeze. Pentru că, de fapt, se transferă un vis, un gând, o dorință la nivel divin. Atât timp cât dorințele sunt mentale, n-au putere. Când dorințele devin emoționale, sufletești, ele capătă putere divină. Bine să spunem, da, dar sunt mulți care doresc același lucru. Perfect! E adevărat. Dar nu toți au același suflet. Nu toți au aceeași dimensiune. Nu toți au aceeași vârstă astrală. Nu toți au aceeași protecție divină. Nu toți au același ajutor de la Dumnezeu. Pentru că chiar dacă toți vor să devină campioni, la un moment dat eram la un stagiu de arte marțiale. Și la un moment oprește senseiul nostru, Casuei al chemat. Oprește toată sala și zice,
Sunt mulți dintre voi care vreți să fiți campioni. Dar unii mai și muncesc. Așa că, toată nu e destulă dorința de a face un lucru sau dorința de a deveni. Mai important și efortul pe care îl depui tu în acest sens. Pe principiul ăla, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în praxe. În evoluția voastră personală sunt două lucruri. Unu, să conștientizați faptul că aveți un suflet. Doi, să conștientizați faptul că trebuie să-l duceți înapoi cel puțin intact. Dacă nu, îmbunătățit, pentru că pilda talentului se referă inclusiv la suflet. Sufletul este o sumă de... este o energie care cuprinde fapte bune. Deci să conștientizați că l-aveți. Să știți că trebuie să-l dați înapoi, pentru că asta se întoarce la SN-ul original, la SN-ul divin. Nu e al nostru. Și nu e odată cu el. Și trei, să găsiți modalități prin care puteți să-l dezvoltați. Și să spun de ce e important să-l dezvolt sufletul și să crezi asta. Pentru că vă vorbeam mai devreme celorlalți de la, mă rog, de la ediție. Apropo de dezvoltarea inteligenței, una dintre părțile importante ale inteligenței este inteligența emoțională. Și ca să îmi cresc inteligența emoțională, nu am altceva decât să îmi cresc suflet. Haideți să ne gândim modalități de a crește suflet. În primul rând trebuie să vă spun că de ce nu avem toți același suflet? De mult, de mult. Păi să știți că inițial fiecare entitate are aceeași cantitate și calitate de semne. Numai că pe parcursul vieților l-am pierdut. L-am consumat. Și atunci parte din sufletul nostru rămâne în țările pe unde am trăit, în țările pe unde am murit, în țările pe unde am vărsat sânge, în țările pe unde am făcut sex, etc. Rămâne la cei cărora le-am rănit, pe care i-am rănit și față de care avem datorii și de multe ori chiar răului căruia i-am slujit. Dacă printr-o viață ai mai și vândut sufletul într-un motiv sau altul, mai ai și acolo o bucățică. Și atunci, una dintre modalități este să-mi răscumpăr sufletul pe care l-am pierdut în alte vieți. Cum se face asta? O idee, Artur? E foarte complicat. Foarte bine. E ca... Poftim? Faptele bune, slujirea celorlalți. Păi dacă l-ai pierdut, poți să-l chem, dar nu poate să vină. Iubire și iertare. Tu poți să-l chemi, dar mai trebuie să vină și el. Nu-ți bățel. Deci toate se rezumă la fel. Cum e la felul? Rugăciune și post negru. De ce? Pentru că, indiferent cum, l-am pierdut că undeva am greșit. Undeva am făcut o prostie. Și făcând o prostie trebuie să-l răscumpăr. Ca să-l răscumpăr, am nevoie de aur spiritual. Cea mai simplă formă de dobândire de aur spiritual este rugăciunea și postul negru. Și atunci îmi condiționez postul negru și rugăciunea să îmi elibereze, deci să folosesc rugăciunea și postul pentru a elibera sufletul meu din alte vieți. Da. Eu încerc acum să vorbesc și pentru cei mari, nu pentru numai pentru cei care mă văd întâi așa pentru prima oară. Și atunci, practica spirituală presupune inclusiv, ați înțeles, și aveți posibilitatea să uniți înțelepciunea voastră personală cu înțelepciunea cu inteligența emoțională. Bun. Ne creștem sufletul. Știți că ai problema oamenilor când încep să crească sufletul, încep să aibă dorințe, vor multe. Și de cele mai multe ori lucruri de care n-au nevoie. Dar, vă spun ca unul care... să știți că am făcut-o absolut inconștient, nu am făcut-o, pur și simplu le faci dinăuntru tău, poate pentru că ai avut o lipsă de vremii, m-am trezit că aveam vreo 6 mașini.
eu vorbesc foarte serios. Și mi-a dat seama că am 6 momente în care aveam o firmă cu cineva și mi-a zis, bă, știi, sunt prea mulți bani în firmă, nu vrei să ții tu o mașină? Și eu am zis, bă, îmi iau. Când și spusese, nu vrei să ții în Chrysler 300, mi s-a părut că arată cool, așa, neagră, cu geamul frumului. Eu și cu negri. Pentru că aveam niște lanțuri la gheață. Și mi s-a părut că arată cool și zic, ba, zic, ba, da. Dar unde o pun? Deci motivul pentru care n-am luat-o este că mi-am dat seama că nu am loc unde să o parchez. Și atunci am realizat de ce nu am loc să o parchez. Pentru că, la un moment dat, lucrurile îți par firești. Mă rog. Și am zis, îmi pare rău, dar nu-mi pot. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, aveam un problem. De ce aveam un problem? Pentru că tata n-a vrut să-mi dea niciodată mașina lui și a zis, dacă îți trebuie mașină, ai vrut să-ți iei singur. Și mi-am luat. Și te duci în extrema aia. Și te duci în extrema aia, îți dai seama că nu e ok. Să zici că nu am pățit-o numai aia. A pățit-o Oșu, nu știu dacă ați văzut. Eu, mă rog, nu mă compar. Oșu a pățit-o mai rău. Oșu a ajuns să aibă rolul sud. Oșu avea armată regulată cu M16. Nu știu dacă știți. Avea un stat în stat. Moșul ajunsese să facă... Avea un stat în stat, un așram din ăsta care era păzit de soldați cu M16. Și avea vreo nu știu câte Rolls-Royce-uri care mergeau cu... Și evident că statul american n-a suportat foarte mult treaba asta și a trimis Garda Națională, armata, i-au dezarmat și l-au expulzat. Și după aia ajunse în Anglia. Și a început să scrie sub numele de Oșu, că s-a trezit. Așa că toată lumea are etapa asta și de asta vă spun că o să vă apară dorințe. Eu nu zic, bă, sunt proaste, n-ai rost. Nu, făceți-le. De ce? Pentru că vă spun eu că nu o să ascultați de nimeni și totul să le facem. Și dacă nu o să le faceți și o să renegați, o să fiți niște frustrați toată viața, că n-ați avut nu știu ce. E ușor să spui unui om, știi, și mie îmi place de oamenii bogați. Eu nu sunt, eu sunt o medie, dar oamenii bogați. Aia spun, e greu să fii bogat. Perfect. Lasă să se simtă și ei, las greu, rău. Mai lasă să se simți și noi greu ăsta, să văd cât de greu e. Să nu știi ce să-ți investești bani. Să ia atâția bani, ce mai fac cu dobânda aia? Înțelegi? Unde o mai fac? Ce mai investesc? Lasă-ne și pe noi să vedem cum e să fie atât de bogat. Și vă doresc și vouă, pentru că așa n-ai cum să înțelegi. Ori, în viața asta, bine mă interesează să trăiți toate astea. Sărăcie ați văzut-o? Deci, o știi. Partea de medie ați văzut-o? Acum, duceți-vă către asta, pentru că nu puteți să muriți fără să aveți și experiența bogatului, pentru că înseamnă că nu ați cuprins toată cunoașterea. Ori, era un călugăr care spunea, Doamne, lecția sărăciei și bogăției nu mi le da. Eu nu sunt de acord. Adică de ce să vii doar călugăr? Lasă să fii și sărac. Sărac ce-am fost, da? Să mergi în tramvai, fără abonament, și să te uiți să vezi să nu vină controlorul. Cunosc. Să ai bani în Pepsi, am văzut, știu cum e. Dar acum, hai să vedem și partea cealaltă. Călugăria am văzut-o. Mai rămâne partea cealaltă. Și nu doresc, și nu doresc nimănui să plece din viața asta fără să experimenteze tot. Adică nu ești complet. Corect? Nu e corect? Și eu merg pe principiu, Dumnezeu nu ne vrea săraci, bolnavi și nefericiți, ci ne vrea bogați, fericiți și sănătoși. Deci, ăsta este un program, da? Pe care e foarte bine să făcați acolo la nivel de suflet, că oricum o să întâmplă decât pe când vrea Dumnezeu. Chestia asta cu repetiția nu merge decât dacă vrea Dumnezeu, vă spun și vă dau un scris. Bun, revenim. Apropo de suflet. Și atunci începe să doriți lucruri.
Problema este că când ai putere și mai ales putere emoțională, lucrurile se întâmplă. Și problema este că dacă n-ai destulă ceva aici, la mansardă, începi să faci prostii. Și prostiile astea pot să fie mult. Și de asta, teoretic, creșterea puterii interioare, creșterea puterii emoționale, ar trebui să meargă mână în mână cu cunoașterea spirituală. Da? Cu educație. Eu vă spun pentru că vă spun ca unul care pe calea asta le-a demonstrat, adică le-a dezvoltat separat. Și să știți că la mine înțelepciunea a mers cu mult în urma puterii. Și atunci am reușit să fac puteri foarte mari. Care mi s-a spus, domnule, știi, dinainte să de mult trebuie să te spovedești. Cine? Să mă spovedească. Nu e vorba de păcate umane. Deci nu vorbim de păcate umane, asta nu. E o problemă, le știu. Le știu mai bine decât el. Problema e de altă dată. Apropo de cunoaștere, de aia, de... că nu sunt decât de acolo îndreptat. Spovedanie. Trebuie inventat un îndreptar nou. Și atunci poți să faci prostii mari. În altă oameni de idei. Eu cred că poți să faci rău. Și dar nu cred că spoveditul este lucrul care rezolvă problema. Și apropo de spovedit și relația cu sufletul, vreți să facem paralela? Păi, se întâmplă următorul fenomen. În momentul în care fac o alegere greșită, în sufletul meu, pătrunde o entitate. Da? O entitate. Fie. Vreți să știți și cum arată? Da. Da? Ușa. De ce? De ce? Pentru că, în realitate, genii, spiritele întrupate, sunt purtători de informații. Ceea ce vedem noi ca fiind, cum să spun eu, string-uri și super-string-uri, sunt de fapt șerpișori. Da? Șerpi de la cei mai mici la cel mai mare. Deci un string mic e un șarpe mic, un string mare e un balaur mare. Ați înțeles? Dacă îl văd dintr-o anumită perspectivă, este un string. Dacă îl văd mai de aproape, văd că are ochi și limbă. Și e și bifurcată. Înțelegeți? Și sunt șerpișori mici și șerpișori mari. În funcție de greșelile pe care faci, sunt șerpișori mai mici și șerpișori mai mari. Și ăștia intră în suflet acolo. Și ai așa un suflet frumos, portocaliu, grăsun, așa, prin care circulă o entitate. Nu e imaginea foarte plăcută, nu? Asta e partea de schizuri, nu? Nu e adevărat. Deci, și atunci aveți spovedanie. Spovedanie ce face? Ei au considerat anumite lucruri păcat, anumite lucruri greșeli. Și în momentul în care greșești acel ceva, înăuntru tău vin într-o entitate, prin spovedanie, prin recunoașterea unei greșeli, această entitate este liberată. Că de-aia se face molifta dinainte de spovedanie. Este bună spovedanie? Absolut da. Evoluția spirituală e o formă de descărcare a situației. Bine, nu tot ce zic ei acolo sunt cu adevărat păcate. De astea, din păcate, nu sunt făcute de cei care sunt văzători cu Duhul. Și atunci sunt trecute lucruri care n-au nicio legătură cu păcatul. Da? Mă rog. Ce? Nu, e... Unii au devenit mai catolici decât Papa. Și fiind mai catolici decât Papa, evident că au descoperit păcate noi. Cred că își făceau o plăcere, au descoperit păcate noi. Care, părerea mea, nu există. Adică n-am întâlnit entitatea. Trebuie să întâlnești entitatea păcatului spiritual. Și nu e. Sunt păreri. Revenim. Deci este foarte bună ca formă de curățare a sufletului. Dar dacă mă întrebați pe mine, ce este cel mai bun, apropo de curățarea sufletului, rămâne rugăciunea și postul. Și până și asta să-mi dau seama dacă lucrul este păcat sau nu, e destul să mă rog. Ok? Și să postez în el.
Eu ce o să descoperiți? N-am de gând să fac un dreptat de spovedanie cu numele meu pe ea. Așa că cel mai bine ar fi să căutați singur ce vreți să faceți cu sufletul vostru. N-am vreo de idei. Aveți două posibilități. Și anume, una, să vă asumați ce faceți cu sufletul vostru. Și a doua, să lăsați în seama. M-a întrebat cineva seara la conferință dacă trebuie neapărat să ai un cod. Răspunsul meu este nu. Ce Hristos a avut un duhovnic? Sau Antonie cel Mare a avut un duhovnic? Sau au avut unii au avut duhovnic până la un moment dat, după aia a mers singur. Ceea ce în epoca avea duhovnic probabil la sfârșitul vieții lui. Sau părintele Arcadu. Atunci există niște etape care ai un duhovnic, după aia devii tu duhovnic. Ce se face duhovnic? Are duhovnic? Și duhovnicul duhovnicului. Are și el un duhovnic. Și atunci problema este alta. Ajung la un nivel spiritual la care mi-a luat și mie ceva timp să înțeleg. Pentru că și eu aveam o gândire de aia preformată, pentru că spovedania se face în genunchi sub patrafie. Și mă duceam la părintele meu la Dosoftei și stăteam de vorbă cu el, puneam masa între mine și el, îmi dădea un pahar de vin. În drăguție că eu nu beau, dar el îmi dădea un pahar de vin și prăjituri. Și cum îmi dădea paharul de vin și prăjituri? Eu mâncam și beam și îl sătâmpeam. Și simte-mi doar după ce am terminat noi discuția, că vorbeam așa cu două ore cu el, îi zic, Părinte, dar pe mine nu mă spovediți. Să mă împărtășesc și eu. Dacă aici se văd dragul și dar până acum ce am. Că noi avem scheme de gândire, că spovedania trebuie făcută într-un anumit fel, într-un anumit cadru, acolo. Să-ți pui lui Popa la ureche ce ai făcut, ce... Nu. Spovedania înseamnă să vorbești, să faci diferența între bine și rău, să schimbi ceea ce este rău în bine. Asta, modul cum a ajuns acum, a ajuns în timp și mă rog. Nu zic că nu e eficientă și asta este, dar a depășit cu tine. Adică nu cred că Dumnezeu îi place să țină oameni în genunchi. Cred că Dumnezeu îi place să-ți recunoști dreptarea, deși greșeală și să o îndrepti. Da, Dumnezeu, și îmi pare rău. Am înțeles. Cred că aia e cel mai important lucru. Părinte, fumezi. Lasă-te. Bine, Părinte. Părinte, fumezi. Lasă-te. Bine, Părinte. Asta s-a legiferat deja în 15 ani. Nu mai fumezi. Și atunci, ceea ce este important, până la urmă, și trebuie să înțelegeți un lucru, că primul în fața căruia dau socoteală este propria voastră conștiință. Bine, e adevărat că unii au conștiința foarte largă și, drept urmare, își permit multe. Dar trebuie să fiți mai întâi împăcați voi cu voi pentru ceea ce faceți și ați făcut. Nu am voie de idei dacă ceva nu vă dă pace, găsiți soluții de îndreptare. Dacă nu găsiți soluții de îndreptare, vorbiți cu șeful. Că ce este el în acolo. Până la urmă, ce să fac? Asta, de asta e Dumnezeu, că știe mai bine. Și vă ajută el. Am vorbit despre creșterea sufletului, am vorbit despre curățarea sufletului. Haideți să vorbim despre pierderea sufletului. Ce se întâmplă când n-ai sufletul? Facem un asta o paralelă cu virtuțile sufletului. Ce se întâmplă când n-ai suflet? Haideți mă să poate să fie trecut cineva prin perioada care n-ai suflet. Ești lăguit. Bun, ești lăguit. Altceva. Am pierdut toate. Nu prea să merge nimic. N-ai pierdut nimic. Adică, ești depresiv. Da? După aia. Nu merge nimic. Ce înseamnă că nu merge nimic? Tradus. Dacă ești artist, ce se întâmplă? A?
Deci dacă nu ți iese nimic și ești artist, ce se întâmplă? N-ai inspirație. Dacă ești pictor, nu poți să pictezi. Dacă ești, nu poți să. Dacă ești, cum se cheamă, scriitor, nu poți să scrii. Dacă ești... Da. Zic, da. Faci, dar faci... Mai mama e. Bine, la zidare asta e, că oricum. Nu are atât de mare importanță, că oricum vine restul peste. Dar nașpa dacă nu are sufletul el zidarul că vine la tine acasă. Mă pună pe Ana. O pui pe Ana. Așa. Ce se mai întâmplă când ai suflet? Ai chef să râzi? Nu prea. Deci nu poți să te bucuri. Ai chef de sex? Nu. Ai chef să te plimbi? Ai chef să cheltuiești bani? Depinde. Sunt cei care fac... Hai aici, doamnele, știi mai bine. Sunt cei care fac shopping therapy, nu? Ai chef să afli lucruri noi? Nu. Ai chef să studiești ceva? Nu. Și atunci, de fapt, când ai suflet, n-ai niciun potențial divin. Și când n-ai suflet, n-ai nicio virtute asupra. Câștigi bani când n-ai suflet? Nu. Nu, deci fug și banii de tine, da? Te place lumea când n-ai suflet? Nu. Nu. Ce să mai întâmplă? Te plac animalele când n-ai suflet? Nu. Te mușcă, frate! Nu că te dă, te mușcă de-a dreptul. Păi mine mă iubesc animale și cum am, mi s-a întâmplat treaba asta? Eu n-am o problemă cu câini, n-am o problemă nimic și la un moment dat plecam, eram eu student. Și cum eram eu, am plecat de, nu știu, la mânge. Venisem din mănăstie, nu mai știu, era în perioada cu exorcizările. Și ies din bloc, domnule, și m-am cojat cu haide de câini. Să mă mungi. Mie! De ce? Și pe lumea nu înțelegeam. Cum pot mie, care îmi plac animalele, iubesc câinii, să vină ăștia peste mine? După aia am înțeles eu că prin exorcizări, de fapt, pierzi și tu din SNU, ca exorcist. Tu pierzi din SNU inițial. Pentru că scoți, poate că pe unul care n-ai voie să-l scoți. Și ăla pleacă cu sufletul tău cu totul. Că de asta sunt călugării aspri. Că ei preia din problemele celorlalți și plătesc cu sufletul lor. Și plătesc cu sufletul lor, rămân fără suflet și atunci devin foarte aspri. Dogmatici, aspri, asta e bine, asta e rău. Am fost și pe acolo. Deci, în momentul, mai zis, în momentul în care pierzi din suflet, se întâmplă tot. Știți ce face o mașină să meargă bine și să nu se strice? Sufletul. O mașină nouă, dacă o ții în garaj, se strică. Deci când aud pe aia cu mașină nouă ținută în garaj, e varză. Deci aia dacă nu intră suflet în ea, știți cum? Odată face buf! E ca toate! De ce? Pentru că să știți că ceea ce menține o mașină este sufletul omului. Dacă sufletul omului e bun, o să vezi că mașina are o lumină. Și are lumina omului care o conduce. Dacă omul are probleme relativ la sufletul ăla, stă în negreșe și se sparge. Deci cu oameni care au probleme de magie și așa, primul lucru care a legat sunt mașinile. Nu înțelegi cum vine. Primul semn și cu zgârii. Și cu zgârii. Dar depinde ce cade la el. Dar e vorba de SNU. SNU este ceea ce în momentul în care te urci în mașină, efectiv ea devine una cu tine. Și efectiv metalul ăla trăiește din sufletul omului. De asta sunt oameni care rup mașinile. Le rup. Când se audă, se strică tot. Și o să vedeți că dacă vedeți ce au vibrație joasă. Sunt aia care au lumină foarte mare și le strică. Corect. Dar aia trebuie ce instalațiile electrice și calculatoarele. Se urcă într-o mașină și se stinge bord. Ca la extraterestri. Vorbesc foarte serios. Știți ce ușor e de defectat o mașină de asta? Nu? Vai de cap. Cu cât e mai sofisticată, cu atât șansa să strice e mai mare. De ce? Pentru că, gândiți-vă, calculatorul ăla are lumină, da?
automat orice înseamnă energie negativă, orice energie pozitivă în exces, îi încurc acolo 0110 și s-a încheiat. Ați înțeles? Tot ce are calculator este sensibil. Revenit la suflet. Ai nu, au sisteme erori de protecție. De exemplu, oamenii din ăștia bănesc că sunt unii. De exemplu, eu nu mă înțeleg cu anumite telefoane. Deci am ars în mână vreo 3 BlackBerry. Deci ce vorbeam la telefon? Albastru ecran. Nu știu, n-a rezistat niciodată. Și am și iPhone. iPhone-ul nu au șanse. Nu rezistă, nu e de la mine, că mi se pur, mie mi-a plăcut BlackBerry. Da, mi-a plăcut, dar până când le schimbam, mi-am schimbat de 3 ori. 4 ori. Și eu n-am, nu sunt de-astea cu care nu schimb un model. Eu vorbesc la telefon și mă uit pe net. Să facă diverse. Revenind, apropo de SN. Deci pierderea de SN se poate manifesta oricum. Pierderea potențialului. Tot ce înseamnă. Capacitatea de a iubi și primi iubire. Da? Capacitatea de a face ceva frumos, de a crea. Capacitatea de a te ruga, vine tot de acolo din suflet. Capacitatea de a empatiza. Când ai sufletul, moare lângă tine și te gândești ăsta ce puii mei, moare aici, poate că moare și el mai încolo. Moare chiar aici. E chiar nesimțit. Ori, mă, știu, mai cont. Dar, ăsta e adevărul. Știți că la un moment dat în terapie pierzi din sănă și vine cineva care cu adevărat bolnav și te gândești pui, mă, așa, nu dă seama că nu mai am un chef de nimic. Și atunci îmi dau seama că, bă, sunt cam varză. Și în momentul în care n-ai sufletelul, nu poți să empatizezi cu nimeni ce cu nimeni. Bun. În evoluția voastră spirituală, și că o să vorbim un pic despre asta, există un moment în care te lasă Dumnezeu fără suflet. E, atunci, ia. Pentru că te lasă fără suflet, de ce? Te lasă fără protecție divină, te lasă fără potențială divină. Te lasă să te descurci cu inteligența ta umană. Tu ți-ai și îngerul pozitor. Na, pleacă și tu. Și rămâi tu cu tine. Și atunci trebuie să manifesti ce ai tu. E, atunci, ia atunci. Pentru că există o inteligență, există un lucru care e de la nivel de sine și are și inteligența și iubirea de la nivel de sine. Toată lumea crede că iubește. Mamă, că te iubesc eu. Atâta e inima mea când sunt cu tine. Dar e iubirea lui Dumnezeu. Deci noi, prin suflet, manifestăm iubirea lui Dumnezeu pentru cineva. Adevărata iubire față de cineva este iubirea de la nivel de sine. Se mai supără câte unii când îi ușcuiesc așa. Dar eu, ca terapeut, trebuie să le servesc ca oglindă. Și le servesc ca oglindă cum sunt ei. Și unii sunt, au impresia că sunt niște iubăreți, dar în realitate, la nivel interior, sunt niște mici monstruleți. Agresivi. Ca și mine, cum am fost. Acum nu mai sunt chiar așa. Pentru că există această iubire la nivel de sine. În radiestezie nu am măsurat iubirea de la nivel de sine. Ei măsoară iubirea de toată. Există, într-adevăr, lucrări de, în care se vorbește de iubirea de la nivel de sine. Care e alta de pe biosic, fizic și mai știu ce. Și atunci, sufletul și când ne îndrăgostim, este de fapt iubirea lui Dumnezeu față de o persoană. Care se manifestă prin noi. Iar iubirea noastră merge după ce s-a, apare în momentul în care s-a consumat partea aia de seneu din iubirea care ține de iubirea divină. Dacă nu o construiești, pentru că iubirea între două persoane are ca și atribut tot seneu. De-aia dispare iubirea, iubirea dintre doi oameni. Păi își consumă sufletele. Le ardă. Rapid. Unu, două, trei, nu mai pe zi. Și după aia rămâne iubirea la nivel de sine. Dacă nu există iubirea la nivel de sine, devin doi străini. Cine este și ce caută? Dar ce vrea de la mine? Vorbesc foarte serios. E
mai confortabil. Dar așa, asta e realitatea. Și atunci, dacă ai MP să fii acolo? Dacă ai MP să fii acolo. Suferi în tăcere, îți crești capacitatea de jertfă. Și te distrezi. De multe ori chestia asta cu AMP este adevărată. De multe ori poate să fie doar o scuză. Pentru că Dumnezeu poate să suplimenteze puținea personală dacă tu persiști acolo. Deci dacă la un moment dat spun, băi Doamne, eu nu mai am de învățat nimic din treaba asta, că nu există nici iubire, nu există nici comunicare, nu există nimic, nu îmi vor nici sex în relația asta, nici măcar iubirea condiționată, nici necondiționată, nu. Eu cred că ar fi bine să plec, Dumnezeu stă să gândesc și zice, bine, liber. Adică nu trăiești nici iubirea, nu vezi nici nimic și stai, depinde de om. Adică, e clar că sunt plăți carnice. Clar că sunt relații în care, și o să vorbim despre partea asta de transfer de SN, transfer de suflet. Dar revenim la sufletul. Și iubirea asta, de fapt, este modalitatea de. Și știți care e ce pare partea cea mai drăguță? Că se produce transferul de suflet. Și transferul de defecte. Și încep să se. Nu. La început se manifestă SN-ul în oglindă. Se manifestă semnul în oglindă, pentru că tu proiectezi iubirea ta asupra ei, ea proiectează iubirea ta asupra ta. Sau invers, mă rog. Ok. Și e drăguț. Pentru că persoana respectivă corespunde imaginii tale de perfecțiune, întrucât asupra ei se face, există sufletul tău. Da? După aia, după bubuieli practicate în mod constant, fiecare își ia sufletul înapoi. Și apare în oglindă. Sinele. Și te uiți și zici, bă, parcă nu corespunde cu ce credeam eu despre această ființă, dar merge. Și mergi mai departe. E, în momentul respectiv se produce transferul de sine. Și în transferul de sine fiecare manifestă defectele celuilalt. Adică dacă ea e geloasă, o să manifest eu gelozia. Dacă eu sunt nu știu cum, manifestă în opoziție. Și așa se produce educație, la nivel de copii. Până îți mănânci sufletul. Și tu iei și ea ție. Bun! Ideea este, dacă ai înțelepciunea să înțelegi asta, începi să construiești sufletul. Iubirea și să nu construi. Se poate face asta? Absolut. Relația de cuplu e mult mai complexă. Există o relație, deci, cum să vă zic eu? În primul rând, hai să stabilim un criteriu pe care vreau să-l înțelegeți. Dacă te doare sufletul, înseamnă că undeva greșești. Tu, nu celălalt. Dacă ceva te rănește, evident că e greu de crezut, celălalt e de vină, da? Dacă ceva te rănește, problema nu e a celuilalt. Bă, ăla atâta poate. Atâta duce pe el capul. Da? Unde nu e, nici Dumnezeu nu cer. Dar dacă pe tine te rănește, problema e a ta. Înseamnă că tu aveai o așteptare, tu aveai o dorință, tu aveai o nevoie care nu ți-a fost îndeplinită. Și dai vina pe el. Problema nu este că nu știi tu să-și gestionezi dorințele, nevoile, suferințele, etc. Problema este că dai vina pe celălalt că nu ți l-a îndeplinit sau că nu știu ce ți-a luat. Și atunci, suferința sufletului este exact ca suferința fizică. Te doare, ai buba. Buba e a ta, nu a celuilalt. Și atunci, ideea este, dacă ești singur, clar, tu trebuie să vezi de ce mă doare sufletul, că s-a întâmplat. În cuplu, e clar că sunt doi și aici apare al treilea. Psihoterapeut. Care te ajută să afli, dar de ce te doare pe tine sufletul, când face celălalt nu știu ce. Mai dar zic că sunt căcatul care se întâmplă și când te fac să te doare sufletul, da? Așa e omul ăsta făcut. Cert este că durerea este educativă.
Vă e clar? Și prin asta nu faci decât să-ți descoperi bube. Imaginați-vă, durerea este dată de energia negativă și expresia asta. Am simțit ca un cuțit intrând în mine. Unii la nivel de suflet, alții la nivel de burtă, fiecare simte la nivelul lui. Și de fapt, aia este o energie negativă, dar care a avut locul pe unde se intră. Problema nu este că a venit energia negativă și nici măcar prin cine. Evident că cât este cineva mai apropiat, cu atât este mai dureros și mai acut. Problema este că a existat locul pe care, prin care se intră. Și atunci soluția nu este să fug de durerea și de energie. Soluția este să găsesc modalitatea prin care eu să nu mai fiu vulnerabil cu perspectivă, pentru că de trasul să mi-o tragă oricând, tot pe acolo, pentru că acolo e locul meu vulnerabil. Lucrurile astea sunt făcute special ca să ne arate nouă vulnerabilitățile. Eu sunt vulnerabil pe el. Și influențează orice îi faci. Faci parte din ea. Oricum facem parte din mulțimea poporului român. Asta e una. Și asta ne influențează cel mai mult. Dar uite, n-au voie să fac parte din unele strict separate. Bun, revenind. Există drepturi divine care se manifestă într-o oarecare măsură. Există drepturi divine care nu se manifestă. Adică noi avem potențiale divine care nu se manifestă. De ce nu se manifestă toate potențialele noastre divine? Ia să vedem. Nu le știm, nu le activăm. Nu știm. Că sunt. Ok? Nu le activăm. Nu le activăm. Nu credem în ele. Avem frici. Avem limitări. Avem condiționări negative. Avem autocondiționări negative. Avem... Ce mai avem? Ce mai avem? Că nu ne mai manifestăm, nu ne manifestăm toate potențialele. Lipsă de interes. Voință, lipsă de interes. Voință. Corect. De ce nu avem voință, de exemplu? Care este una din cauzele manifestării de lipsă de voință? Ce? Ce anume? Nu. O să ai tot sufletul și totuși voința ta să fie blocată. Nu. Mă amuzam. Era cineva care spunea noi aici, în Norvegia. Nu, ne place aici. Aici cum se numește? Încuraja spiritul de competiție. Nu, trebuie să fii niște loser în România. Cum adică? Cum adică trebuie să fii supărat că se încurajează spiritul de competiție? Nu înțelegi că evoluția înseamnă spirit de competiție? Dar nu raportat la ceilalți, raportat la tine. Și raportat la ceilalți, măi. Dumnezeu a creat spiritul de competiție relativ la ceilalți sau nu? Da sau nu? Cum arăți că cineva este mai bun? Chiar și încerc. Păi acolo la radiestezie nu prea. Cu spiritul de competiție, că trebuie să fiți acolo sub comandor. Hai ca să ai răutăcioasă. Am fost răutăcioasă. Deci, nu. Competiția e creată de Dumnezeu. De ce? Păi haideți să vă explic de ce. Când eram eu la începuturile mele. Și mie funcționează foarte repede mintea, că nu înțeleg. Și mai ales la prostii. Și mă învață maestrul meu, cel de care am învățat la anestezie, să fac spații. Și zice, bă, și tu, în spații.
cu cerul. Și fac un spate cu cerul și zic, auzi, dar nu fac cu spatul cu 3, dar să fac cu 3 când pot să-l fac cu 4 și să fie în cruce. Dar ce să-l fac cu 4 când pot să-l fac cu 5? Și eu am început să... Eu făceam un spațiu, făcea și el mai multe. Eu făceam un spațiu, făcea și el. Eu am făcut un spațiu cu nu știu cum, făcea și el mai multe. Și la un moment dat mă duc la șeful și zice... Și zic, da, zic, ce nebunie asta cu eu fac un spațiu, el face două. Și atunci mi s-a spus, zice, dragă, și zice, lasă-l, competiția e bună, așa învățați amândoi. Și asta e realitatea. Cum să spun eu, ne obligam unul pe celălalt să facem ceva mai special. Până când am făcut unul cu 12 spații tridimensional, 12 ceacă în tridimensional, și mă rog, când a apărut și o cruce pe el pe care eu nu o vizualizase, m-a fost perfect. Și gata, acolo s-a ok. Dar ca idee, competiția e îngăduită și, nu spun eu, încurajată de Dumnezeu. Pentru că te face să fii bun în ceea ce faci. Și în rele e bine să existe o competiție. Păi dacă ești rău doar așa, câți ai omorât? Unul. Băi, cum unul? Unul? Frate, uite aici, liniuțele. O să câștigi niște grade, doar că nu le grade. Ai văzut? Câștigatul gradelor astea presupune muncă. Iar munca presupune competiție. Eu cred în competiție. Numai că problema de competiție la mine, eu sunt în competiție cu ceilalți. N-am nicio problemă să fiu în competiție cu ceilalți. Dar cum fac? Mă uit la asta, e mai bun decât mine. Bun, ce are el în plus? Încep să disec. Și ce am eu mai bun? Asta. Și atunci copiez de la el ce are mai bun, încerc să upgradez ce are el mai bun și mi-asum. Și însușesc. Și atunci mă duc peste... Asta nu e competiție, e raportare. Da, eu sunt în competiție. Pentru că dacă nu înțeleg ce face, îl provoc și tot într-o competiție. Special să văd ce face. Altceva. Nu. Nu vă mai fie frică de competiție, nu vă mai fie frică de examen, nu vă mai fie frică de ispite. Eu cu Dumnezeu spun foarte simplu. Nu, nu ispiti pe mine, că știi că eu oricum cad, n-are sens. Pe mine lasă. Eu sunt pierdut din start. Mie dăm lucrul așa. Soft. Păi da, de ce să ne mai... Uite, ispitește-i pe ăștia care sunt drenți, buni. Frumoși, deștepți. Eu nu, eu... Păi nu, nu mi-asum chestii de-astea. Pe principiu sunt eu Augustin. Doamne, dă-mi cu bătaie statorice, da? Încă nu. Mai coro un pic. Mai copilăresc. Da. Era o carte de SF. Am citit-o, mi-a plăcut foarte mult. Ceva cu Sfântul Augustin. Și după aia face că știu și pe cel care a realizat, și pe cel care a scris-o, dar indirect pe cel care a conceput-o. Și era despre, mă rog, un fel de Mesia care apare din genul Sfântul Augustin, că păstrase o bucă din părul Sfântului Augustin. O chestie de genul. Și atunci, fără să aveam mă. Gândit la Sfântul Augustin, asta eram eu. Student, eram licean. Bun, revenind. Sufletul. Evident că poate fi crescut făcând bine. Poate fi crescând ajutând oameni. Poate fi crescut învățând orice om care la un moment dat ajunge să înțeleagă. Poftim? Învățându-i despre unul și despre altul. Ce știi tu? Sau deschizându-ne calea să. Să știi că nu e important numai să înveți. E destul să pui piatra aia de temelie care îl face pe el să se schimbe. Un om nu se schimbă decât dacă vrea el. Ceea ce poți tu să faci ca mentor este să-i găsești motivația schimbării lui. Adică să-i spui, băi, uite, nu crezi că ar fi mai bine dacă? Îți place viața ta de până acum? Nu crezi că ar fi bine dacă ai schimba treaba asta?
Și atunci se schimbă. Adică, de-abia atunci un om se poate schimba. În momentul în care e convins, el de necesitatea de schimbări. Un om are nevoie de un model. Eu nu sunt de departe de a fi un model. Ceea ce cred eu că am important este capacitatea mea de adaptare și de de supraviețuire. Și se spune că adaptabilitatea asta și capacitatea de a supraviețui e dovadă de inteligență. Ori, în lumea noastră, e foarte important să eu am un grad de libertate. Am un grad de libertatea a conștiinței. Pentru că mie nu mi-e frică. Nu mi-e frică nici de Dumnezeu, nici de nimic. Și pe undeva e bine, pe undeva nu e bine, pentru că nu se frică, poți să faci tâmpenii foarte mari. Dar pe undeva, nefiind un frică, m-am gândit bine, bine. O să, dacă ajung în conflict cu biserica, conform ideilor mele, ce fac? Așa, o să înceapă să mă blesteme, o să înceapă să-mi fac aia, o să înceapă să-mi fac aia. Și atunci am învățat mai întâi să văd ce pot să-mi facă și să le anihilez și după aia să spun ce am de spus. Ai înțeles? Adică așa, arăți un țur, mai întâi studiezi adversar, după aia îl tragi. Da? Aici și nu e vorba, e vorba de adevăr, știi? Și duhovnicul meu spunea, vorbeam cu el și spunea, și spunea, părinte, de ce, dacă totul e atât de simplu, ce pui mei se întâmplă ce zonă? Și zice, băi, zice, du-te pe stradă și zi, ce se întâmplă? Nu te leagă? Nu te leagă și te duce la ospiciu? Ba da! Păi și atunci, ce faci? Și atunci, trebuie să găsești modalitatea prin care poți să dai drumul la un adevăr, fără să superi pe foarte multă lume. Oricum îți faci. Mă uitam, era un psihanalist, îl chema Wilhelm Reich. Și psihanalistul ăsta, foarte tare, pentru că a scris o carte care se cheamă Funcția Orgasmului. Și care, da, e de aia, științifică, orientată, psihanalistul, foarte bine. E, am uitat un ospiciu. Și m-am apucat să văd de ce am mai din ospiciu. Păi normal că a supărat biserica, pentru că el avea o teorie conform universul este rezultatul unui orgasm din cosmic. Vă dați seama cum a perceput biserica teoria lui conform care universul este rezultatul unui orgasm cosmic, a unui Dumnezei mai mare decât. Și măcar nici măcar teoria nu era, o teorie mi se pare că e indiană sau ceva de genul ăsta. Apropo de teoria orgasmului. Până la urmă, tot o... Big Bang-ul tot un fel de orgasm a fost. Și atunci te gândești, bun, cum faci? Și nu am asta să acum inteligență. Să pui într-o formă ușor de îngurgitat niște adevăruri care sunt foarte greu de îngurgitat. Și nici măcar să nu le pui ca adevăr, să pui așa, ca supoziție. Păi ce ar fi dacă? Și până la urmă, fiecare n-are decât să gândească. În momentul în care sunt mai multe spirite care ajung la anumite înțelesuri, atunci se schimbă vectorul conștientului de grup. Și atunci tu scrii, spui, comunici niște lucruri, ele trec prin filtrele, prin filtrele a mii de oameni. Făceam un calcul. Nu eu, n-am făcut eu. Făceam un calcul un editor. Și teoretic, eu, ca scriitor, am trecut de 100.000 de cititori. Da, 10 ani, câte? Câteva mii de exemplare pe an, ori 4, niște calcule. Deci la fiecare se pun 4 cititori sau ceva de genul ăsta. Teoretic am trecut de 100.000 de cititori. E, dacă din ăștia 100.000 o parte încep să studieze și ajung la aceleași concluzii, automat se creează un vector. Și se schimbă subconștient.
schimbă gândirea tuturor. Inclusiv preoții se schimbă, inclusiv bănicii. Că nu o să mai poată. Pentru că subpersonalitatea aia de grup își modifică gândirea. Și ai măsurat asta cum stăm? Cum stăm? Cam stăm. Nu. No. S-a schimbat subconștientul de grup, dar nu la nivel de subgrupuri, la nivel de popor. La nivel de popor, da. La nivel de popor, la nivel de psihologie, la nivel de... Da, de exemplu, vreau să spun că la nivel de servicii s-a schimbat. Servicii secrete. Dar la nivel de medicină, încă nu. Adică, la nivel de teologie, este schimbat, dar în vârf. Adică în vârf. În anumite zone, nu complet. Da, pe măsură ce învață cei de jos, pentru că așa se întâmplă. Ei învățând, automat implementează informația respectivă în structurile lor. Oricum, e o chestie de ani. Până să facă clip. Am de generații. Nu. A, de generații, clar, pe total. Pe total, clar, dar eu mă gândeam la nivel de structuri. La nivel de... acceptare, la nivel de... Până au trecut 10 ani. Deci, de la... De când am, s-a început să vorbească despre Reiki la televizor, sunt... Nu, 13 ani. Sau despre terapii alternative. Nu e foarte mult. 10-20 de ani. În popor are nevoie de 40. E și asta o condiționare. Nu e o condiționare, e o realitate, o... Nu o condiționare, dar au trecut 20 de ani și nu. Da, dar noi mai întâi trebuie să ne formăm ca popor și după aia... Nu. E chestie de conștiință și de schimbarea conștiinței și de schimbarea noastră ca gândire și... Până la urmă, știți, fiecare dintre voi, prin modul cum vă schimbați percepția și prin faptul că cum vă schimbați voi gândirea relativ la voi, lume, viață, Dumnezeu, femeie, bărbat, așa, automat o să influențați mediile voastre. Eu nu vă spun eu am dreptate, eu vă spun că căutați. Mie îmi place să sădesc întrebări ca să vă găsiți voi răspuns. Nu greu de schimbat. Dar oricum, sunt pași mari apropo de relația, de percepția asupra femei. Apropo de raportul bărbat-femeie. Mare. Bine, nu vorbesc de Moldova. Nu, să mergem de semn, n-am nimic cu ei, dar acolo, în cultura, la nivel de mase, bine, să nu crezi că n-am fost și prin Cuca Măcăi, prin orașe de-astea. Am rămas cu mașina, deci mie, Doamne, Doamne, mi le face așa frumos. Am rămas cu mașina la intersecție, unde stăteau și se uitau toți. Polițistul, și am discutat că ce să faci până se termină radio, ca să vină să te ia, să te tracteze, stai de vorbă cu toți. Și am discutat de la prețul laptelui, la percepția asupra creștinismului, mai trecea câte mașina, vai ce bine merge ăsta, că le ia laptele cu litru cu 50 de bani și că îl dau cu 50 de lei și toate. Deci pe toate. Și mi-a dat în mijlocul naturii. Așa că am fost și pe acolo să văd. Din păcate. Din fericire există televizorul, din fericire există cărțile. Educația. Din fericire acum există internetul. Câteva mai există, că eu aștept să se închide. Ce? Internet. De ce se închide? E nociv. Nu e nociv. Trebuie să menționez. Eu zic că e pozitiv. Foarte bine. Dar de ce nu vedeți partea bună a lucrurilor? Informația ce? Că voi circulă informația. Cine vrea să selecteze informația bună, informația de rost. Adică, în cursul secolului a istoriei, oamenii au stat la locul lor care se cuvine, în Africa, în statele române, în India, acum văzând pe internet cum se crește în Germania, toți vor acolo.
foarte bine să duc. Eu le dau voie. Să nu vină în România. Ce mai ne-am să se ducă. Bun, revenim la sufletel. Ce, haideți să vedem, ce vreți voi să mai știți despre sufletel? Așa, discutam o... A, haideți să vedem. Revin la arta de a obține har. Orice înseamnă har, orice înseamnă carisma, orice înseamnă capacitate, orice înseamnă dar, orice înseamnă... Sunt atribute ale sufletului. Și astea se obțin la fel. În aia, în dimensiunea psi, partea a doua, am scris despre arta de a obține harul. Și anume, ajutând necondiționat orice om, ajutând, făcând lucruri ca pentru Dumnezeu, nu mai așteptați să vi se ofere, ajutați-i și în momentul respectiv, la un moment dat, vine Dumnezeu și vă întreabă ce vă doriți. Și atunci puteți să obțineți orice. Orice. Bine, v-am zis, depinde de voi ce vă doriți. Eu am încercat să le fac pe toate. De la a rătăci printre stele, la propriu, te duci să vezi cum arată Universul din toate vedere spirituale. Să văd alte planete și alte entități. Deci de la extracorporalizare la ce vezi? Pentru că am crezut în asta. Mi-a dat seama că m-a îndrumat un sfânt la treaba asta. Sfântul Iosif cel Nou de la parte. Și acolo am descoperit obsesia. Și am citit-o. Din Ișmara. Și așa, mi-a dat seama că m-a călăzit acum, că m-am întors înapoi în același loc. Și... Țin minte că primul har pe care l-am dorit, am vrut să văd lumea cum e. Și m-am dus la Părintele Pantelion și zis, Părinte, vreau să văd lumea cum e. Și el mi-a zis, ești sigur? Crezi tu că poți să fac asta? Sunt convins că puteți și vreau să văd cum e lumea. Bine, a început să râd. Vino cu aici. Un moment de aici. M-a pus că ăsta vindea lumânări, nu era preot. Era un călugă. Pune de aici. Pac! Mi-a pus mâna pe cap și mi-a zis, rog, duce. Și am venit. Și am ajuns la metro. Și la metro am început să văd oameni cum sunt, cu ce colpea pe ei, cu gândurile lor, care erau îngrozitoare. Cu tot ce aveau ei în suflet, deci... N-am vrut să dorm în noaptea. Dimineața, la prima oră, când s-a deschis biserica, cine bătea? Eu. Ia-l înapoi, părinte, că nu-mi trebuie. Mă rog, asta se întâmpla prin 94. Am început să o redeschid așa, ușor, mai târziu. Mi-am dat seama că încă nu sunt pregătit să văd eu. Filmele cu desene animate și cu monștri sunt foarte bune pentru copii. Copiilor nu le e frică de demon. Nu le e frică de niciun tip de arătare, pentru că le-au întâlnit pe toate desenele animate. Chiar nu le e frică. De șerpi, de scorpii, de dragoni, de... N-au nicio treabă. De dinozauri. De nimic. Le-au întâlnit pe toate în desene animate și n-au nicio problemă să le întâlnim. Și așa că, din perspectiva mea, chestiile astea cu monștri care le vedeți voi că le plac copilor, sunt foarte utile pentru că ei o să fie pregătiți. Însă, eu înțeleg foarte clar totul. Și apropo de spiritele, pământ, apă, aer, foc, întâlnesc în desene puterile astea, nici demonii, nici dragonii, nici aia cu coadă, nici aia cu ochii roșii, că oricum sunt cu roșii, cu ochii roșii pe acolo. Ei știu și iau ca fiind cât se poate de natural. Ați înțeles? Noi, care am crescut cu Alba ca să și cu Mihaela, și cu cea mai mult, cea mai... Deci numai de-astea siropoase și capra cu trezi, care e o oribilitate și o... Vai! Te bagă, e psihotică de-a dreptul. Așa.
și Hansel și Gretel și mai nenorocită. Și creasa zăpezii aia m-a rupt. Și am niște traume din copilărie de la școală cu acceleratul și frate, e norocul meu că n-am citit. Eu nu am citit la școală. Dumnezeu, care a știut el că eu sunt așa, mi-a dat o soră mai mare. Și sora mea mai mare, ca fetele, era conștiincioasă și avea niște caiete conspecte superbe. De urmare, o prindeam când era plecată, îl subtilizam și copiam comentariile. Eu recunosc. Și eu n-am învățat așa ceva. Nu. Eu am citit tot ce altceva. Dar nu la școală. Creangă. Când am apucat să citesc creangă. M-am apucat să citesc creangă și numai că mi-am moldovancă. Și ajung la motocei. Și cau motocei. Și cau, nu motocei. Și mă luam, mama, ce să ia motocei? Păi zice, sunt niște ciucuri de care se lega, nu știu ce, fibar motocei, luați-mă motocei de aici, tot. Deci mie mi se părea atât de insipide și stupide, că s-au umplut de râi. Hai să râdem. Că s-au umplut de râi. Ați avut vreodată râi? Nu. Eu am avut. De mai mult că... Da. E vesel de tot. Pentru că mergeam în diverse locuri și eu sunt foarte sensibil, apropo, de piele. Deci nu mă puteam duce la Budă, în WC, la cum erau WC-urile alea de, așa, din trenuri, fără să... Și dacă respiram, luam ceva. Și din cauza de ce? Pentru că răceam când eram mic, tata era securist și mama membru de partid și vă dați seama că eu n-aveam SNF, da? Și atunci, evident, n-aveam SNF și răceam. Și răceam ce făceam? Penicilină. Făcând penicilină, automat, aveam sensibilitate la ce? La spungi, la ciuperci, la toate nevărăciile astea. Și dacă nu le luam pe toate. Așa că... Dar cum a crescut să ne Băi, le spuneam că eu am avut serii de 3 zile de post negru. Serii, mă punea părintele. Știam. Părinte, am făcut... Părinte... Păi și tehnica de refacere de SNO are același efect ca și postul negru? Tehnica de refacere de SN o faci tu pentru altul. Nu poți să faci pentru tine. Deci un copil care are afecțiuni... Nu poți să faci pentru tine. Tu o faci pentru altul și... O secundă. Și cei care fac la lecție pot să facă pentru că ei nu mănâncă carne și aia este o formă de jertfă. Și atunci au dreptul să ceară SN-ul în contul faptului că adună aur spiritual nemâncând carne. Dar poți să o faci pentru ăla. Ei nu pot să facă pentru ei. Nu poți să faci. Dar Doamne, SN-ul pentru mine. Doar dacă ai dreptul și ai sus. Dacă ai creat deja. Dar altfel nu. Până nu ți-l faci tu, trebuie să-ți construiești tu ca să ai. Zic. Copil viabil, dar super bolnav. Viabil, dar super bolnav, chestii obișnuite. Se poate interpreta că are o calitate interesantă, nu? Deci s-ar putea să pierde din semneu ca formă de plată cartică. Am întâlnit copii care pierd din cauza părinților. Asta cu membru de partid, chiar e o prostie în valoare. Aia cu securistul, nici atât. Dacă ce vorbești? Hello! Înseamnă că tu nu înțelegi ce înseamnă. Când te făceai activist de partid, jurai credința partidului, o secundă, și prin asta să știi că îți dădeai SN-ul. Era o formă de ateism în care îți dădeai SN-ul. Și unii, și ceilalți. Cum nu semnai? Nu semnai că te faci? Și în momentul în care semnezi un lucru care este ateu, ți-ai pierdut SN-ul. Păi n-ai semnat acolo că ești membru, ci treaba asta începea de la UTC, dacă vrei să știi.
În momentul în care tu semnai că deveneai utecist, se ducea SN-ul tău. Pe orice. În momentul în care semnezi ceva care ține de o ideologie care este atee, deja e în contradicție cu SN-ul și se duce. Deci nu ai nicio importanță dacă ești conștient sau nu. Hello. Ai jurat, ai deschis gura, ai semnat. Știi. Cu SN-ul. Deci nu e vorba că poți să ceri și dacă mănânci carne. E vorba de drepturile pe care le capeți ca terapeut. Și drepturile astea vin în față de muncă, ce ai făcut bun, plus că ei când le fac SN-ul nu sunt genul care iau bani și atunci ei câștigă aur spiritual pentru că ajută omul respectiv. Și atunci ei adună acolo aur spiritual și au dreptul să ceară. Nu e chestie că dacă nu mănânc carne, am voie să cer SN-ul. Dacă nu mănânc carne, adun aur spiritual și atunci am alte drepturi decât alții. Înțelegeți? Unde e lista cu întrebări? Există? Sau lipsește că trebuie să vârșire? Să facem mesajele cine trebuie? Păi și când îl fac? Păi dar trebuie? Au toți posibilitatea acolo? Am înțeles, îți faci. Au zis că, dacă ei zice, capă să iei. A, să meargă la terapie. Mihaela Corcan. Ia. Să vedem. Doina Muntean. Aici. Eu sunt curios să văd dacă am unul bun. Ține-ți, nu ține-ți. Mirita Rădudor. A, dar nu sunt eu. Nu, am fost înscris și toți care am plătit conferința? Nu știu. Nu. Aurora Tudora. Câți mai, câți sunt? De fapt, nu la nivel de suflet trebuie să rezolvează, ci la nivel de sine. Pentru că la nivel de sine se transcriu bubele mele în suflet ca să se manifeste în exterior. Și atunci, dacă eu rezolv problemele la nivel de sine, am înțeles, bă, am înțeles că... Da? La nivelul cel mai profund, atunci îmi curăț sufletul, nu mai are să vină peste mine. E ca și cum mi-ar spune cineva, deja nu se ucide-te. Poftim? Ar fi drăguț. Adică sunt lucruri pe care nu mai poți să le trăiești odată ce le-ai rezolvat. Pot să existe repetări ale aceeași situație, sau da, dar nu te mai afectează, pentru că deja nu mai rezolvezi cu el. Deci nu poți să întâlnești în jurul tău decât situații cu care rezonezi. Deci, bun. Obținerea potențialelor divine. V-ați gândit vreodată ce vă lipsește? V-ați gândit vreodată ce v-ați dori voi? Foarte mult. O calitate. Știți pilda lui Cicero? Apoi era orator. Nu? Nu el e? Bălbâitul? Da? Și... Se spune că lua pietre în gură și vorbea pe malul mării până când a scăpat de... Cicero. Până când a scăpat de bâlbâială. Acum să vedeți că a scăpat de bâlbâială. S-au plictis ea din cer și i-a dat zi. Dar o rată. Vorbesc foarte serios. Pentru că se întâmplă următorul fenomen. Orice energie, orice efort depui în sensul unui lucru, este exact ca la balanță. Ai o balanță dezechilibrată. Nu ai dar oratorie, ești bâlbuit, da? Și încerci și pui pietre în partea asta, și pui, și pui, și pui, și pui, și la un moment dat, tuf, apare plin. Ați înțeles? Asta este pilda aia cu judecătorul nemilostiv, când se duce
și-l tot ruga, și-l tot ruga, și-l tot ruga, până când s-a săturat de la rău, zic, du-te și lasă-mă și ia. Ați înțeles? Dar v-ați gândit vreodată să obțineți ceva? Așa, cu tot, din adinsul, să vă demonstrați vouă că puteți. Eu vorbesc foarte serios. Dar așa, un lucru serios. Ceva ce părea de ne... Mie mi-era drag când îmi spunea cineva că... că... nu cred că pot să fac asta. Wow. Wow. Interesant. Ia să vedem dacă se poate. Nu se poate să urci două cerni într-o viață. Wow. Nu se poate dacă cobori 10. Wow. Ia să vedem dacă se poate. Ce se întâmplă? De ce? Pentru că mie nu-mi plac condiționări negative. Nu-mi plac limitele. Limitările. A, să nu credeți că n-accept limitări. Ba da. Acum, cum să fie amenda foarte mare pentru viteză, cred că o să-l accept foarte repede. S-a schimbat? Asta nu înseamnă de accept, dar de accept pentru că vreau. Nu pentru că nu pot sau nu știu să le încalc. Ați înțeles? Și să ai deosebirea între Dumnezeu și noi. Dumnezeu poate să facă absolut orice, dar alege să facă binele. Da, asta e scuza mea, că ca să fii cu Dumnezeu trebuie să pot să fac tot rel, dar după aia aleg eu, după aia să nu mai fac. Bun. Revenim. Super. Urmăm despre opinia unui lucru. Hai să facem o chestie. Nu vreți să, cu voi am făcut rugăciunea din inimă? Nu. Bun. Hai să facem rugăciunea din inimă, ca să învățați. Și voi să vă rugați măcar. Pentru că e primul pas spre creșterea și curățarea sufletului. Și puneți voi mâna dreaptă pe inimă. Pe inima voastră, nu a Doamnei din stânga. Și închideți ochii. Și vă imaginați inima voastră. V-am pus să puneți mâna special ca să simțiți cum bate inima. Și vă imaginați cum bate inima voastră. Cum se contractă și se relaxează. Trebuie să coborâți capul în piept și să vă gândiți că priviți pe inima voastră și că o vizualizați. Trebuie să vedeți sângele cum circulă prin ea. Trebuie să vedeți arterele. Și acum vă imaginați că intrați în inima voastră. Acolo, în inima voastră, treceți prin pereții inimii, treceți și vă duceți unde nu mai e nimic. Sunteți în mijlocul inimii voastre, în zona în care nu mai există nimic. Și aici sunteți voi, în sufletul vostru. Și aici începeți să vă rugați. Și spuneți rugăciunile care vă plac. Aici trebuie să învățați să vă spuneți dorințele, aici trebuie să învățați să vă spuneți durerile, aici trebuie să învățați să vă spuneți nevoile, aici trebuie să învățați să-i mulțumiți prin Dumnezeu, pentru că aici, în inima voastră, sunteți în Dumnezeu. Aici puteți să vă ridicați propriul altar de rugăciune. Aici puteți să faceți cămara inimii voastre.
Aici este sufletul vostru. Aici este locul vostru. Să spun, mă unesc cu sufletul meu, mă unesc cu sufletul meu, mă unesc cu sufletul meu și sunt una cu el, sunt una cu el, sunt una cu el. Bun. Trebuie să deschideți ochii. De fapt, ce am făcut? V-am unit conștiința cu sufletul. Mulți dintre voi aveți unit. Dar mulți dintre voi nu știți că la nivelul ăla, concentrarea de suflet este cel mai mare. De ce e concentrarea de suflet cel mai mare la nivelul inimii? Acolo se pentru că acolo e cea mai mare cantitate de sânge. Și pentru că așa e construită inima. Având cea mai mare cantitate de sânge. Evident că SN-ul ăsta este o energie, da? O energie care evoluează de la un anumit nivel la un anumit nivel. Tocmai de asta, energia gândirii este superioară energiei sufletului. Pe altă scară. Dar nu există una fără altă. Deci avem energia sexuală. Energia sexuală trebuie să se transformă în chi, în lumină. Lumina se transformă în suflet. Și sufletul se transformă în conștiință, deci în gândire. Iar gândirea se transformă în supraconștiință. Cred că știe toată lumea ce e energie sexuală, da? Știe toată lumea ce e la chi, lumină, da? Știe toată lumea ce e la suflet, știe, da? Ce e aia conștiință, gândire, știți? Nu știți ce e aia supraconștiință, nu? Știți? Ați văzut Lucy? Da. Aia că sunt peste tot? Da. Aia este supraconștiință. S-a unit cu supraconștiința. Nu că era Lucy peste tot, Lucy s-a unit cu supraconștiința. Da? Sfinții sunt uniți cu supraconștiință. Mai ești ascensionați sunt uniți cu supraconștiința. Toți cei care au capacitatea să se conecta celor superioare sunt uniți cu supraconștiința. Bun. Am văzut și cum e cu sufletul și cu rugăciunea sufletului și cu rugăciunea din suflet. Hai să vorbim un pic despre sufletul în raport cu karma, vreți? Bun. Pierderea de suflet se face fie prin greșeli personale. Greșeli personale. Să înțelegi, nu o greșeală personală. De exemplu, băieții pot pierd foarte mult prin sex. Da? Pentru că în structura spermatozoidilor există inclusiv SN-ul, toate structurile. Odată când am zis treaba asta, o doamnă din fundul sării m-a întrebat, și doamnele câștigă? Răspunsul este... Gândiți-vă singur. Nu. Clar, da. Se produce un transfer, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Da? Bun. Deci, pierd din cauza asta din SN. Numai că, din considerente pe care nu le înțeleg încă, se pare că bărbații au capacitatea asta de a prelua foarte mult SN în timp. Și femeile au. Femeile pierd din SN prin ceva. Prin menstruație. Pierd din SN. Prin sângerare. Da? Deci, fiecare pierde într-o formă, sub o formă sau alta, din sene. Asta ar fi una dintre pierderi. De asta rugăciunea, postul sau zilele de post erau făcute, dacă vreți să știți, pentru recuperarea de sene. Adică, puteți să faceți teste. Pierderea de sene va să fie fie prin muncă, fie prin aia. Stresul este în strânsă legătură și în invers proporțional cu cantitatea de sene. Când ești odihnit, ai tot sufletul. Când ești stresat maxim, ai lipsă de sene.
Ok? Deci problema este de cantitate și de, cum să spun eu, de de raport, nu de păcat în sine. Noi pierdem din seneu pentru că facem niște lucruri în mod nu abuziv, în mod dezacord. Că exagerăm. Da? Se pierde din seneu când mănânci carne? Da. Da. Pentru că ajută, dacă știți, seneul prin carne, energia vieții, ajută la desfacerea, e o energie care contribuie la desfacerea structurilor din proteine. Deci aia e viață și are seneu. Ca să desfacă aia am nevoie de seneu. De lumină. De lumină. Și atunci, automat consum din seneu, inclusiv din asta. Și mâncând numai carne, automat consum din seneu. De fapt, nu consum. Îl murdăresc. E scad lumina. E scad vibrația. Și atunci postul este o formă sau alimentare pe bază de... Să nu crezi că eu nu mănânc, eu mănânc carne. Și am ajuns la concluzia asta, nu vă zic eu, mi-a trebuit ceva timp. Aveam o problemă, deci mergeam, să zicem, undeva, de sărbători, în zona, la... În respectiva zonă se mânca foarte multă carne, frate, și nu mă rog, dacă era acolo, mâncai carne. Și ziua, deci când era Crăciunul, asta făceam. Ne trezeam, mâncam, stăteam ce stăteam, ne plimbam, mâncam la prânz mâncare și după aia dormeam 2 ore. Ne trezeam, mai plimbam un pic, iar mâncam. Adică de alea, grătare, sarmale. Și mă simțeam de parcă mă lovise trenul. Și nu făceam legătura, dar de ce? După aia am văzut, apropo de lei, că ei mănâncă carne, dar dorm 2 ore din 24. Pentru că, în realitate, în somn, se reface ce? Seneu. Da? Somnul e problemă de facere seneu. Ok? Pentru că se poate pierde. Ideea este să ajungi la limita aia încât să nu dai mai mult de detalii și atunci nu intri în deficit. Și să înveți să ți-l recuperezi. Mai ții o zi de post, mai faci rugăciune, mai duci o biserică, mai... Mă rog, faci ceva ca să-ți recuperezi rețeta. În ceea ce privește plățile carnice, noi pierdem seneu prin plăți karmice. Adică, mă întâlnești un om, poți să mă întâlnești pe stradă, omul respectiv nu te cunoaște, nu-l cunoști, dar v-ați ciodăit în altă viață, îi ești dator și deodată se produce transfer. Puf! Și tu iei belelele lui și zici că te-a deuchiat cineva. Și el ia din sufletul tău. Lui e bine și mersi, că el a căpătat lumină, mergând pe stradă. Și tu te duci și începi dureri de cap, căscat, rău, leșină, m-a deocheat cineva, aiurea. S-a produs transferul de seneu. Și trebuie să-l recuperezi. Fie o faci tu, la fel, fie vine ceva care, cineva care are leac, se zice tatăl nostru, și te descarcă. De ce are leac cineva care zice tatăl nostru? Pe deochi. Deochi e o formă de transfer de seneu, dacă vrei să știi. Pentru că, în general, care cei care au leac au valori bune și au fost vindecători, preoți, exorciți, purnici în altă viață și când spun tatăl nostru, rău pleacă. Punct. Sau au fost descântătoare, sau au fost vrăjitoare, dar, în general, bune. Buni. Deci, pe partea de lumină, de Dumnezeu. Și atunci când spun o rugăciune, rău e obligat să pleci. De fapt, plătește în locul omului respectiv. El plătește în locul celui pe care îl descântă. Nu-i clar? Bun. Ce mă fac? Cum fac dacă sunt singur? Cum mi-l aduc înapoi? În afară. N-am timp. Acum mi s-a făcut. Am mâncat dimineață 2 grătare. Ce fac? Ți-a prins lumânări. Meditație. Da? Cât mai multe, cu atât mai bine. Deci trebuie să înțelegeți că puterea crește proporțional cu cantitatea de energie. Deci, o lumânare înseamnă o lumânare, 100 de lumânări înseamnă 100 de lumânări. Vă e clar? Întotdeauna lumina degajată de 100 de lumânări va fi mai mare decât una degajată de o una. Deci dacă îi dai îngerului o lumânare, el te va ajuta de o lumânare. Bine, poate să fie una de așa. De...
Da, trebuie să faceți diferența între cantitatea și calitatea energiei. Da? Există două caracteristici ale energiei. Cantitatea și calitatea. Da, e foarte frumos ca gest, corect, să aprinzi o lumânare, dar cantitatea de energie degajată e foarte mică. Și să știți că e important și cantitatea. Adică și mărimea. Doamne, știu cel mai bine. Mărimea contează. Ok? Și atunci, evident, mă duc, mi-a prins 9 lunări pentru fiecare ceată de lunări. Câte vreți. Eu nu le-am pasat cu 7, 8, 9, 11. Da. Așa 10, 7 pentru Arhanghel, 9 pentru cetele cerești. Aprindeți acolo. Nu sunt 9 cetele de lunări, vă dați seama că până la infinit sunt multe. Dar așa au fost împărțite ca să întreagă subul an, tot poporul. Ok? Ierarhii sunt zeci și infinite puteri la fel. Și atunci se aprinde lunare și mai poți face ceva. Deci 99 de cruci către locul unde este sufletul meu. Nu al meu, al vostru. Cu intenție. Pe mine mă interesează unde e sufletul meu. Simplu fapt de a face o cruce cu intenția să duc de pe sufletul meu, chiar dacă la spate ea se va duce acolo. De ce? Pentru că asta a fost intenția mea. Vă e clar? Azi. Ce mai pot să fac? Suni un prieten. Întreb public. Dar cea mai tare fază dezlegat sufletul, habar n-aveți care. Adică cea mai tare, cea mai așa neuzuală, cea mai non-conformistă. Sportul. Stretching. Deci în momentul în care ai trecut să faci sport, după un sfert de oră de încălzire, îți revin toate structurile. Toate. Poftim? Mătăria. Da. E o formă. Mătăria sunt o formă de sport. Auzi, nu poți să faci ceva așa... care să fie și... trebuie să fie neapărat cu umilință. Da, curăță mintea, da. Corect. Am zis. Stăteam și mă gândeam. Tot mă întreb ce vrea Dumnezeu de la noi, dar nu cred că asta e ceea ce vrea El de la noi. La un moment dat eram într-o biserică și a venit un pelerin și pelerinul ăsta stătea într-o rână. Într-o rână. Deci stătea într-o mână, cu picioarele întinse, exact sub varta lui, avea bastonul și traista, aia care se pune pe bățe. Avea niște haine din alea belea, o șupă de aia, un suroasă, știi. Dar era un spectacol, deci venea așa o lumină pe el și emana o liniște. Și îl durea în flecuri de ritualurile și aia lor. El venise la Dumnezeu. Era Dumnezeu. Nu avea nimeni curaj să-i spună nimic. Vă dați seama cum era biserica, cam cum ar fi să mă vedeți pe mine stând așa, picior peste picior, că cum stăteau romanii când mâncau, știi? Într-un cot. Dar la el nu avea nicio... nicio conotație vulgară. Nicio conotație negativă. Pur și simplu era... curgea. Așa era. Dar nu s-a apropiat nimeni de el. Și stăteam și mă vedeam cum mai sunt babele. Dar nu stă așa. Dar stă așa. Dar ține codul. Dar nu ține mâini la spate. Ține față. Ține față. Bă, mă, lași. El stătea cum sunt. Și era, cum să zic, se vedea efectiv. Era în comuniune cu Dumnezeu și n-avea nicio treabă. Frumos. Mai departe. Cum pot să mai mi-aduc sufletul înapoi? Atingerea. Iubirea. Să știți că iubirea și atingerea pot să dezlege lucruri și lanțuri
pe care nu le dezlegi cu sobor de episcop. Și poți să sublimezi energii cu care nu anihilează. Iubirea anihilează. Și, apropo, mai țineți minte al cincelea element? Faza de final, când o sărută pe aia, pe, cum o cheam? Mila. Ei, în realitate, aia este o firmă făcută de cineva care are cunoaștere ezoterică. Și, într-adevăr, un bărbat și o femeie care sunt în comuniune de genul ăsta, sparg rău la greu. Rău. Rău. Nu vă imaginați. De aia mare de... Ei, bubur, efectiv. Ce nu faci cu mari rugăciuni și cu molifte și cu... Și eu realitate. Apropo de, nu știu, de ce femeia și bărbatul, cred că în comuniune, la un moment dat, creează ce universal. Urmează sfera primordială. Și atunci, bubur, orice rău. Nu. Dar drept iubire. Punct. Nu condiți condiționat, dar nu nesexualizat. După să fii sexualizat, n-ai ce importanță. Asta e în capul nostru, sexul. Dacă se, pentru că la momentul ăla, dacă se întâmplă bine, dacă nu e nevoie să întâmple. Dar e tot acolo. Adică nu e din context. Nu, că vin mână-mână. Deci, iubirea. De asta, de exemplu, din punct de vedere terapeutic, cineva care are cunoaștere și putere și știe să lucreze și emoțional și aia, care face terapie energetică, care lucrează și pe masaj de atingere, face terapie de stămitământ. Ceea ce avea important Iisus este inteligența emoțională, este nervul. Pentru că, mă rog, eu sunt nesănătos la cap, nu? Și pe mine m-a interesat când am aflat sufletul și am aflat că sufletul are dimensiuni. Ce dimensiuni avea Crist în momentul cine cere de taie? Și era de 5 metri jumătate. Față de mine, la acel moment când măsuram, iar era 30 de centimetri. A? E o mică mare diferență. Și o să vedeți că până și calitățile maestrilor pot fi măsurate de dimensiunea SN-ului. De cunoaște dimensiunea SN-ului, vârsta asta aici, dar... Ce altceva mai pot să fac pentru muzica? Muzica? Da, există muzica lui Bach, care e muzică de terapie și muzică de exorcizare și curățare. Curăță SN-ul, reface, sparge legături, sparge farmeci, sparge orice. Fugile, ha? Fugile. Fugile de bani. Mi se pare că de al doilea. Aia tu doi. Mi se pare. Parcă, nu mai știu exact. Fugile de Bach. Sparg farmece și sunt... E, Bach a fost capelmeister și avea cunoaștere de tehnică și a compus special și pentru exorcizări și pentru dezlegări de magie. Da? Altceva. Esență de lămâie? Lămâie. Nu prea are treabă lămâia cu sufletul. Altceva, apropo de suflet, de refacerea sufletului. Nu știu. Mai căutați și voi. Vă spun că sunt mai ca lumea. Bine asta, clar, dacă rogi pe cineva să se ocupe, dar nu asta e ideea. Ideea e să învățați să faceți și suflet. Bun, hai să vorbim un pic despre drepturile divine și despre transfer. Că e foarte important să ne apropo de dreptul divin. De ce? Pentru că știți când Dumnezeu iubește pe cineva, atunci îi dă pe cineva care îi aduce ceea ce nu are el. Adică intenția lui Dumnezeu este să ne potențeze. Adică dacă eu nu am curaj, o să-mi dea pe cineva care nu are curaj. Dacă eu n-am simț artistic, o să-mi dea pe cineva care are simț artistic. Adică intenția lui Dumnezeu este să ne potențeze calitățile prin intermediul. Da?
și eventual să ne manifestăm potențialele prin cel din fața noastră. Adică să zicem, eu nu am cum să manifest potențialele mele din anumit timp. Și atunci îți dă Dumnezeu un cuplu pe cineva care poate să manifeste acele potențiale în domeniul lui. Și invers. Înțelegeți? Să facem din asta, pentru că în cuplu se face transferul ăsta de seneu. Dacă Dumnezeu te iubește, indiferent ce prostie ai făcut, poate să-ți dea un înger de-al lui, care are absolut de divine, drepturile divine și le capă prin el. Vă e clar? De asta vezi pe unii care sunt negri, mari și răi și au ajutor cât un, sunt, cât un înger întrupat, pentru că în realitate Dumnezeu a făcut voința divină într-o viață și în viața asta trebuie să jeli. Ok? Evident că în momentul în care te intri într-o relație, vrei din bucurile și din darurile persoanei respective, dar nu numai a întregului neam. Adică te căsătorești și cu mama, și cu mătușa, și cu tata, și cu bunicii, și cu străbunicii, și cu toată lumea. Dar nu credeți că se poate altfel. Ați înțeles? Da, dar e și din puterea unui neam. Adică, e clar că un cuplu va fi mai puternic decât un om singur. Pentru că, pe lângă faptul că are potențialul ăsta, in-yang, bărbat, femeie, are puterea celor două neamuri. Și dacă cele două neamuri sunt și în armonie, atunci vă dați seama cum potențează un cuplu. Dacă sunt în disarmonie, ai două neamuri care se bat între ele. Dar dacă sunt în armonie, ai două neamuri care se unesc și lucrează. Deci, în loc să am vârful unei piramide, am două piramide care susțin același vârf. Ați înțeles? Că atunci sunt potențați amândoi. Sufletul ăsta se manifestă și în relația de cuplu, se manifestă și în relația când apare copilul, el vine cu un alt seneu, deci automat modifică structurile și modifică drepturile divine ale... Toate drepturile divine sunt cuprinse în seneu. Absolut orice. Și atunci, un copil care vine potențează, dacă are valori bune, oricum fie bine cu drepturile. Da. În general, oamenii văd numai partea negativă a lucrurilor, știi? Pentru că sunt oameni care au anumite calități, dar într-un loc pentru care voi. El se află acolo pentru că ai ceva de pădit, ai ceva de învățat. Chiar dacă ți-a făcut cineva ceva apropo de magie, tot e ceva de plătit din treaba asta, pentru că inclusiv voi sunt demonii slujitori ai karmii. Da? Bun. Și atunci de ce să nu se blestemă el, nu e de vină el? E de vină oricineva care l-a trimis. Și asta nu știu preotii. Și chinui, eu vă spun că aia care am chinuit demonii. Deci nu... Și atunci de ce să-l chinui pe el când, de fapt, el e acolo? El e acolo pentru că are niște nevoi și pe care tu îi le îndeplinești. Bun. De ce să... Și oricum se întoarce. Și mai trimite și în pustiu. Și se trimite și el. Du-te mă la un restaurant, la un bordel, mai faci una alta. De ce îl trimite în pustiu? Păi, care e sensul? Poate să evolueze acolo? Nu. Nici nu se simte bine, nici nu. Și toată îmi trimite în pustiu până se duc în Siria. Da, e război acolo. Nu ne-i trimite, în deșert. Păi și în deșert cine sunt? Nu sunt arabi? De-aia au probleme. Și ce trimit? Toți demonii sexuali. Că ăștia se duc, fac sex, după aia se duc la taie papaua să-i dezlege. Și toți demonii sexuali îi trimit unde? În Siria. Nu, în Germania. Mai nou. Acum se duc în Germania. O să vezi că le schimbă genomul. Când o să vezi acum unde am zis, nu să vă mai fie blond cu ochii albași, o să fie negru cu ochii albași. Și cu nasul un pic așa. Dar eu mă bucur. Pentru că... Deutschland über alles va fi... Allah über alles. Ce? Eu mă bucur că noi va trebui să-i servim. Păi ce? Eu nu servesc nimeni. Ce-ai zis? Și fac mașini bune. A trebuit să recunosc că fac mașini bune. M-am dat și eu să văd. Am făcut un test drive. Un
Mercedes AMG. Nu m-am urcat niciodată în Mercedes, nici măcar să-l conduc. E, și am vrut să vă știu. Băi, mergi! E ca, asta era cam puturoasă pentru mine, dar cum să te apuși să iau mașința aia pe ploaie? N-ai ce să zici. Adică am văzut și eu ceva mașinuță în viața mea. Și asta nu era cea mai. Da. Bun, revenind. Ce mai vreți să știți voi de SN? Hai, întrebări libere. Ce? Ai întrebări? Ai venit cu lista mare? Păi, dar asta e un roman, măi. Sufletul pereche, cum o recunoaște cu cel mai multe suflete pereche? Deci, unul, există un termen greșit apropo de sufletul pereche. Există sine care provin din același sine, adică există posibilitatea ca la un moment dat un spirit să crească și el crește, 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 se mântuie, dar când se întoarce pe pământ se divide. Și atunci apar mai multe entități. Da? Din aceeași entitate. Și ăștia se percep ca pe cei pe ceilalți ca pe un alt ego. Ca pe ei și iubirea aia gen sferă. Dar există suflete pereche, în sensul că sufletele astea au componente comune și rezonează perfect la nivelul ăsta. Dar pot să fie suflete la nivelul ăsta care să rezoneze perfect și la nivel de sine se omoare ca dragi. Și sunt îngăduit de Dumnezeu. De ce? Pentru că programele Dumnezeu îi aduce special. Cum ați zis, mă gândesc dacă e bine că spun. Dumnezeu. Că vorbesc de tainele lui și nu întotdeauna e bine. Dar nu se supără la faza asta. Dumnezeu îi aduce special acolo, între apa aia, își consumă partea aia de divinitate și după aia se omoară. Dar se omoară până când? Până ajung să se iubească. Pentru că tot ajung la un moment dat să se ierte, să se... Dar trebuie să se manifeste cearta aia. Să-și dea, să-și facă, să chinuie unul pe altul. Ați înțeles? Se poate afirma că există în prezent un atac conjugat împotriva sufletului meu, în general vorbind? Absolut da. Pentru că la ora actuală se știe atât de bine despre sufletul omului, și asta încerc să vă explic, că tot ce înseamnă advertising, tot ce înseamnă, deci reclame, tot ce înseamnă NLP, sunt forme de programare a sufletului. Și știu tot să lucreze pe suflet acum. Știu și băia din anestezie, știu și popii, știu și ea, știe toată lumea. Să influențeze sufletul. Și atunci trebuie să înveți tu să ai grijă de sufletul tău, că n-are cine. Nu poți să-l lasă pe cineva grijă de sufletul tău. Nu trebuie să învățați voi să vă curățați sufletul. Voi să vă anihilați programele negative care se influențează. Că te uiți la un film, între filme să facă o reclamă și după aia te duci și te întrebi, dar de ce vreau să mănânc nu știu ce. N-am pățit așa? Că eu nu sunt la reclamă. Am trebuie televizorul non-stop. Și mă uitam la televizor și apăruse scosese Rameco sau nu știu cine. Erau ei și reclama. Cu nu știu ce vârst de la... Deci am avut curs nu știu mai ce și noaptea mi s-a făcut foame. Și m-am trezit că m-am luat și mi-am luat. Și de pe lângă faptul că a fost îngrozitor, după aceea ne-aș pune, dar de ce am luat eu? Și nu înțelegeam de unde... Și asta pentru că fără să vrei la nivel de subconștient, să se deși și mai ales dacă ești cu niște tip cum era Bobonete și cum mai știu eu ce, ți-a vărât-o la nivel de subconștient. Și te duci și cumperi. Toate prostii. Sufletul și manifestarea lui în pragul morții. Da, n-am abordat treaba asta. Când mori. În primul rând, când mori, tocmai terminăm, dar poți să intri. Mai bine mai târziu decât niciodată. În momentul morții, se desprinde spiritul de corp, evident spiritul și a structurile superioare, printre care și SN-ul, dar mai rămân structuri legate de el. De ce rămâne oarecum legat de corp? Da? În momentul în care are plăți, pleacă din structurile astea. Și el se duce exact la nivelul la care se poate duce. Se vizitează locurile pe unde a fost,
oameni pe care i-a cunoscut, mă rog, are trăirile alea, îi pare bine, îi pare rău, mă rog, se duce, vizitează cerul, după aceea se duce și vizitează iadul. Ideea este, problema este când nu are tot SN-ul. Când nu are SN-ul, evident că este blocat la nivelul la care ajunge prin SN-ul pe care îl are. Și când este blocat la nivelul la care are SN-ul respectiv, ghiciți cine plătește pentru el și dau din SN-ul lor. Copii? Cei care rămân, cei care reglesc. Copii, părinții, prietenii, da? Se duc și dau din sufletul lor. Și rămâi fără SN-ul. Da? Mai ales dacă n-a fost pregătit să moară și nu are tot sufletul. Bun. Și asta este, de fapt, perioada de budoliu. Perioada de budoliu este perioada în care nu ai SN-ul pentru că l-ai dat pentru cel care nu era pregătit să moară. Pentru că există o deosebire. Sunt oameni care au crescut SN-ul și atunci totul e lumină acolo. Am avut un maestru care a murit și când ne-am dus, l-au pus în capelă la spitalul, la cimitirul catolic, dacă. Și, dar drăguț a fost altceva. Că l-au băgat în capelă și la plecare, cum s-au sucit, cum s-au jucit, le-am întors mințile pe toți la aia și l-au scos afară și l-au dus la mormânt ca pe preoț. De ce? Știți că preoții se duc într-un fel, mirenii se duc într-un fel. Unii pleacă cu capul înainte, alții pleacă cu picioarele înainte. Da, e diferență. Ei, și pe el l-au dus ca pe preoți. Plus că, în momentul în care am ajuns, am făcut distanța Oradea, București, până la cimitir, în 6 ore. Nu, cu Subaru. Bine, dar eram singur și era duminică dimineață. Și la ora 2 eram în cimitir. Și în momentul în care am intrat, a venit o pară de vânt, era mai și erau înfloriți toți pomii. Era, cred că vreau să plece, că nu era nici nimic. Și erau înfloriți toți pomii și a venit o pară de vânt când a ieșit din aia și am făcut un vârtej așa numai din petale, în jurul mormântului și pe aia s-a dus. Vârtejul. Ei, în momentul ăla, mă rog, era mai mulți acolo. Și drăguț era că nevastă sa făcea parte din din rotarieni. Noi eram ăștia cu reichiu și ne-am întâlnit toți acolo. Și cineva, un tip foarte cunoscut, a venit la mine și m-a întrebat, ăsta e elevul tău? Zic, da. Zice, frumos. Zic, știu. Dănuț era, se ocupa de cursurile mele. Dănuț este că n-am știut niciodată cât de bun e. Deci eu îl trimiteam, n-aveam timp să văd pacienții acasă, n-aveam timp să mă ocup de cursuri, n-aveam timp să fac curățări de case și cine se ducea, da. După ce am uit, i-am văzut valorile. Până atunci era unul care, unde, când pleci, unde pleci. La ora de. Îți fac totul. Mi-am ducea gentuța, eu o luam, plecam. Îmi dă peste mâini când sar calul cu mașină. Îmi dă peste mâini când dă o savia aia să vedea de tempier. Și când sar calul și nu trebuie să sar calul, vine și îmi taie mâinile, efectiv. Să nu merg încet. Când nu am nicio problemă, acces. Și dacă n-am nicio... nu-mi vine, înseamnă că pot să-i dau. Așa că... Și atunci, cum se recuperează SN-ul pentru? La fel. Ați înțeles? Rugăciune și post negru. Deci faceți o deosebire între suflet și spirit. Frica de moarte este a spiritelor care au pierdut suflet. Pentru că știi că vine momentul și trebuie să-l dai înapoi. Sufletul e ca un card de la. Știi când îți dă card de acces într-un loc și ai pierdut cardul? Deci unde e cardul la mașină? Trebuie să mă duc să-l predau, primesc amendă, cât o fi. Știi că te ia așa un pic. Pui mei, cât poate să fie. La suflet e puțin mai scump. Cum ai face integritatea sufletului și cum o păstrezi? Am zis, cum îmi faci să-ți recapete inocența și încrederea în deciziile sinului. Băi, știi care e problema? Știi, la un moment dat aveam o discuție și apropo de inocență și experiență. Și eu
nu pot să mă consider, pot să mă consider un tip experimentat, dar în niciun caz inocent. Și eu am susținut la acel moment că nu poți să fii și experimentat și inocent în același timp. Nu. Răspunsul este se poate. Dar cum? Bun. Este momentul în care am făcut ce am făcut, am experimentat ce am experimentat, mi-am dat seama de valoarea fiecărui lucru, am ieșit de acolo și în timp, nemai făcând acel lucru pentru că oricum nu rezolvesc cu el și oricum l-am înțeles, pot să-mi capăt puritatea și inocența. Nu știu dacă înțelegi. Da. Pot să-ți capezi puritatea. Nu o să mai ai aceeași inocență, cum să spun eu, comparabilă cu ignoranța și prostia. Dar o să-ți capezi puritatea de dinainte. Adică, cred că poți să devii pur chiar dacă ești experimentat și ai experimentat o groază. Ține doar de tine și de timp. E ca faza aia. După 7 ani de văduvie, devii fecioară. Știți? E reală. Adică, fecioria este o calitate, este o recunoaștere. Da? Cam așa și cu puritatea. Cred că după o perioadă de... Și nu cred în penitențe, gata. Deci dacă ești penitent, înseamnă că n-ai înțeles de ce ai făcut un lucru. Adică dacă îmi dai cu capul de pereți, știi, uite ce viața am avut și acum mă dau cu capul de pereți, înseamnă că n-ai integrat nimic, n-ai înțeles nimic și nu accepti nimic din viața ta. Și aia nu se numește integrare și aia înseamnă că ești ok. În momentul în care am ales, băi, am făcut asta, perfect, am experimentat, ok, mi-a plăcut. Asta e adevărul. Acum am văzut cum e, am... Cam de câte ori pot să experimentez un lucru, da? E, ajunge în văd de viața mea. Și asta e tot. Atunci, da. Că ai integrat cu adevărat o chestie. Cum îl faci să ierte? Greu. Neiertarea nu este o calitate a sufletului, este o calitate a sinelui. Adică o însușire a sinelui. Nu sufletul neiertă. Sufletul manifestă neiertarea sinelui. Și există două tipuri de neiertare. Există neiertarea de la nivel de suflet, care poate să fie neiertarea lui Dumnezeu pentru un om. Deci eu pot să simt în sufletul meu supărarea lui Dumnezeu pe cineva. Nu a mea. Deci eu câteodată cert aiurea pe cineva, eu nu am nicio treabă. Că îl văd prima oară, poate îl văd odată la 15 luni, habar n-am. Mamă, își dau piele de pământ. Și după ce dau piele de pământ, îi spun, îmi pare rău. Eu n-am nimic personal. Dar, de fapt, nu e supărarea mea, e supărarea de la nivel de suflet, care nu e a mea, nu Dumnezeu pentru omul. Eu personal n-am nimic niciun din voi. N-am de ce să fiu supărat pe voi. Și am o problemă cu unii. Cu... Care nu fac ce trebuie. Poate avea subpersonalități diferite, genul sau personalitate? Nu. E unic suflet. Are caracteristici, dar nu. Sufletul este unul. Este același la toți. Ceea ce diferă sunt diverse calități, însușiri, potențial, dar este unul. Identic. Ceea ce ne diferențiază pe noi sunt alte lucruri, dar sufletul e același. E ca hardul la toate calculatoarele. Fiecare are un hard mai mic sau mai mare. Dar tot hard e. Funcționează la fel. Sufletul este hard și soft totodată. Da. Aveți văzut un exemplu sufletul, când îți lași sufletul la cineva, sufletul la cineva, sufletul acela, se manifestă în tine. Ba da. Dar nu înseamnă că are argent. N-are argent, n-are sufletul. Are din trăirile omului respectiv, pentru că trăirile noastre se înscriu la nivel de SNE-ul. Da? Deci pot să-mi dau seama de anumite lucruri din SNE-ul unui om. Corect. Dar nu înseamnă că e alt gen. Deci el este ca un hard pe care eu îmi scriu diverse evenimente din viața mea. Diverse senzații, instincte, gânduri. Sunt acolo, stocate. Senzații. Deci, dar asta nu înseamnă că e alt gen. E un hard. Cum? Cu caracteristicile lui divine, deci. Nu. Dar mă refer că sunt asemănătoare la fiecare, dar ceea ce le personalizează sunt ceea ce pun în noi pe el.
că ele vin blanc cu anumite însușiri. Deci eu fac cu anumite caracteristici tehnice pe care primim fiecare. Unul are mai mulți mega de RAM sau, mă rog, ce au ei, unii au mai mulți, nu știu ce, fiecare cu ale lui. Poate în magazinarea sentimente furii și nevieți trecute, ce pot reveni odată de toate, ce pot reveni odată în viața asta, de obicei SN-ul nu prea ia decât ce ai din viața asta. În momentul în care se deschide o poartă, da, poate, se poate întâmpla ca SN-ul dintr-o altă viață să vină să se alipească la SN-ul ăsta și să devină manifeste programe în alte vieți. Corect. De asta regresia ar trebui făcută de cineva care știe, pentru că el trebuie să curețe SN-ul și să anihileze, să suprimeze energia negativă care vine din viața respectivă. Pentru că altfel tu retrăiești senzații, supărări, frustrări, frici, dorințe, iubiri. Multe dintre iubirile karmice sunt de fapt ce? Te întâlnești cu un om, se actualizează karma respectivă, îți vine SN-ul din viața respectivă și apare o iubire. Dar nu e o iubire reală. E o iubire care a fost altă dată. Unele trebuie să meargă mai departe să se stingă, altele trebuie să se oprească, altele nici nu trebuie să aibă loc. În funcție de cum hotărăște Dumnezeu până la. Are pe lângă virtuți și defecte? Nu are defecte. Nu are defecte. Consideri în momentul în care ai impresia că există defect. Pentru mine, un om are cel mult valori inversate. Nu are defecte. Păi care este inversa curajului? Frica, lașitatea. Care este inversul milei? Care este inversul iubirii? Care e inversul înțelepciunii? Care e inversul? Deci nu trebuie să fie toți la fel. Fiecare are valențele lui în anumite măsuri și mărimi. El transcrie defecte ale noastre. Deci El manifestă defecte ale noastre. Nu sunt ale lui. Sufletul Dumnezeu e perfect. Ceea ce face, El îi transcrie programele negative. Ce? Calculatorul e defect? Da, dar pe El poți să pui să și împuște oameni să și construiască și să vindece. Ce e calculatorul de vindece? Softul? E de vină cine ne face. Merită să sacrifici sufletul pe altar lui Dumnezeu chiar dacă El nu cer? Păi, capacitatea de jertfă este maximum de iubire. Cea mai mare dovadă de iubire este propria jertfă. Deci dacă... Ce înseamnă să sacrifici sufletul? Înseamnă să nu mai faci nimic care nu-ți place pentru Dumnezeu. Evident că da, că e o jertfă mare. Dar trebuie să înțelegeți dacă Dumnezeu își dorește asta. Dacă eu mă apuc așa prostește să fac o chestie, să mă jertfesc, mi se pare poate să fie inutil. Dacă fac niște jertfe din astea, că așa cred eu, poate fi chiar inutil la un moment dat. Nu e chiar așa. Pentru că exemplu. Este exemplul negrilor care săreau peste groapă. Una pentru Dumnezeu, una pentru sufletul meu, una pentru Dumnezeu, una pentru... Și totuși ei putea să meargă pe apă. Ideea este că, până la urmă, este ceea ce vrei tu să faci pentru Dumnezeu și fiecare poate să-i sufletească Dumnezeu cum vrea. Adică poți să faci pentru Dumnezeu absolut orice. Depinde de tine. Depinde de El dacă vrea să primească acel... Nu poți sacrifica sufletul pentru Dumnezeu. Ba, poți. Când dă-i al lui, deja, e ca și când dă-i la... Da, da, eu pot să aleg să trăiesc viața cum vreau eu. La asta se referă sacrificiul. Sau pot să trăiesc viața în așa fel încât să-mi refuz tot. Ok? Aia se numește sacrificiu pentru Dumnezeu. Ha? Sufletul este aia, care oricum e altul. Și asta este adevărat, dar El mi-a dat și pot să fac absolut ce vreau eu.
Dar pierzi din suflet, pierzi și din virtuțile lui, îl recuperezi, îți recuperezi și virtuțile și harul? Teoretic, da. Deci în momentul în care pierzi o porțiune și o recuperezi tot pe aia, înseamnă că îți recuperezi și virtuțile și harul pe care le-ai pierdut. Puteți face teste. Primiți cu unul, le pierdeți, primiți cu unul, le pierdeți. Să vedeți cum e. Ne putem recupera tot sufletul în această viață? Ce părere aveți? Da. Da. Se întâmplă să iasă sufletul din corp și fără de voia ta și este condus de iritate pe lume și într-un ochi, e bine, e rău? Da. 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 Deci poți să ieși. Poți să te duci cu sufletul oriunde. Și nu e rău. E foarte bine. Te duci și vizitezi. E acolo. Dacă îți dă voie îngerul păzitor, de ce nu? Ne manipulăm singur îngerii în sufletul, dacă știm cum. Că dacă nu știi, te manipulează altfel. Nu de acumulăm experiențele de pe parcursul vieții în suflet sau spirit. Cum explicăm noi? Explicăm reîntâlnirile carnice. Deci experiențele pe care le trăim, le magazinăm și în suflet, și în spirit. Rămân ca informație și în suflet, și în spirit. Reîntâlnirile karmice se datorează faptului că rămân stringuri între noi și cealaltă persoană. Și cu cât stringurile astea sunt mai puternice, adică iubiri și uri, și prietenii, și dușmănii, cu atât șansa să te întâlnești este mai mare. Sunt maestri cu mai mult care spune că centrul Hara este mai important decât centrul Inimii. Că, de fapt, centrul Hara susține toate structurile și centrul CPR. Păi, centrul Hara este centrul 2, care este corespunzător chakrei 2, care este corespunzător sinele. E mai sus de 2. Nu e 2. 2-ul e Svadhisthana, dar Hara... Ce? 2-ul? Hara nu e aici? Ba da, e în umbilic, dar e un pic diferit. E sub umbilic, 2 cm, ăla e Hara. Ăla e 2. Ăsta-i 2. Hara, dacă întrebi de Hara, ăsta-i Hara. La 2 cuni de ombilic. Ăsta-i Hara. Păi da, da. Practic, e centrul 2. Este Hara, e Svadhisthana. Și după aceea, Hara e tot una cu Svadhisthana, să înțeleg. Eu nu știu, eu știu un japonez. La mine 1 e între picioare, 2 e sub unic, 3 e în plex, 4 e în inimă, 5 în gât, 6 aici și 7 aici. Practic era gândit așa, era un alt sistem. Sistemul de Hara, inimă și minte. Sunt 3. Și erau legate. Și practic în... Deci, o secundă. Tu probabil când te referi la Hara, te referi la centrul, la puterea triunghiului inferior. Da. Aia altceva. Dar la japonez, Hara înseamnă 2. Da? Chakra 2. Puterea... Dar e adevărat, pentru că acolo e puterea sinelui. Puterea sinelui este mai importantă. De ce? Pentru că, până la urmă, viața este făcută pentru sine, nu pentru chakra inimii, nici pentru creier. Și atunci, cel mai important lucru din noi este sinele, pentru că este atât de important încât s-a creat viața pentru el. Și are dreptate din perspectiva asta. Dar, în perspectivă, sinele ăsta urcă și automat se transformă în... Se leagă, se unește. Se unește, dar urcă. Deci,